Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatul meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru răspunderea celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Am alături de mine în această seară pe cântăreața Narcisa Suciu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc! Despre dumneavoastră știm așa. Pentru români, numele Narcisa Suciu înseamnă un timbru inconfundabil și este sinonim cu emoția colindelor. În 1997 ați luat locul 3 la Cerbul de Aur și în 2003, la Festivalul Celor Trei Mări din Varna, ați fost desemnată cea mai bună voce feminină din Balcani. Păstrați în suflet tradițiile maramureșene, dar în acte aveți și cetățenie finlandeză, acolo unde v-ați mutat în urmă cu 13 ani. În plan personal, sunteți căsătorită și aveți o fică. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să abordăm cele mai importante momente din viața dumneavoastră și să aflăm cum v-au influențat ele sufletul de artist. Sunteți pregătită? Absolut pregătită. Începem. V-ați născut pe 27 ianuarie 1975 în Baia Mare și încă din copilărie ieșați în evidență cu aspectul dumneavoastră fizic, roșcată, cu părul creț și tenul alb. Vă citez. Când eram mică, culoarea părului, a pielii și numele mă terminau. Eram foarte diferită de toată lumea. Era un fel de complex. Îmi era rușine să mă prezint. De-abia când l-ați cunoscut pe cel care avea să vă devină soț, antropologul finlandez Veikko Miettinen, ați scăpat de complexe. Vă citesc din nou. Într-o zi mi-a zis, tu îți dai seama cât ești de specială? Roșcați în lume sunt doar 0,4%. Roșcați creți sunt doar 0,2%. Și în general, cei care au aceste două caracteristici nu au ochii albaștri. Odată perspectiva schimbată, ați realizat că aspectul fizic v-a dat și o identitate vizuală ca artist. Cine vă vede odată, vă ține minte toată viața. În plus, aveți și o voce pe care o recunoști imediat. Urmează întrebarea. Cât de mult a contat că sunteți specială? Acum depinde din perspectiva cui. Pentru mine, adevărat, în copilărie toate lucrurile astea reprezentau o tară. Pentru că am crescut într-un cartier normal lângă gara din Baia Mare, în cartierul Gării, unde toată lumea arăta altfel decât arătam eu. Faptul că arătam altfel a făcut ca pe urmă, când eram pionieră și mergeam în tabere cu formația cu care eu cântam deja, dacă se întâmpla orice, eram de vină. Orice în școală se întâmpla, eram de vină. Dacă dimineața la deșteptare se făceau exerciții fizice în tabără, nu eram acolo, nimeni de la orchestră nu era acolo, chiar dacă toți ceilalți erau. Toate lucrurile astea m-au tărat în copilărie, însă pe urmă, în momentul în care am început să cânt, mi-am dat seama că toate astea reprezintă una tu. Acum, fiecare crede despre sine că e special și suntem toți mai speciali decât ceilalți. Pentru mine, toate lucrurile astea, în cele din urmă, au reprezentat una tu. Mulțumesc. Poate că dacă... Așa? Poate că dacă arătam... normal, că arăt normal așa cum și așa, dar la fel cu, nu știu, fetele din cartierul în care am crescut, cred că ajungeam până la urmă să cânt la televizor, dar poate nu mă ținea lumea la fel de ușor minte, nu știu. Eu vreau să cred că Dumnezeu a avut un plan cu mine și că de aceea m-a ajutat să arăt altfel, în așa fel încât să mă observați și să mă țineți minte. Mulțumesc. Mulțumesc. Mergem mai departe. De la evergreen-urile blues și jazz rock pe care le cântați în adolescență cu trupa prin barurile din Baia Mare, ați trecut la prelucrări folclorice. Cântați Mocirița ca nimeni alta și ați lansat 4 albume de colinde între anii 1997-2017. Colinde și Cântece Sfinte împreună cu Paula Seling, Ce bucurie de Crăciun, Poveste de iarnă și Crăciunul meu. De-a lungul timpului, presa și specialiștii v-au complimentat, afirmând că atunci când vorbești despre colinde sau tradiții folclorice maramureșene, spui Narcisa Suciu. Urmează întrebarea. Cine ar fi fost Narcisa Suciu fără folclor? Cred că e un lucru la care nu m-am gândit niciodată. Mai ales că eu nu prea am avut
ceea ce se chema când eram mică bunici la țară, mă duc la bunica la țară, nu prea aveam unde să merg. Aveam rude din partea tatălui într-un sat din Sălaj, dar nu știu, ajungeam acolo foarte rar. Cel mai des ajungeam la Oradea, unde bunicul meu era preot și locuia în oraș. Așa că nu pot să zic că am avut o legătură foarte strânsă cu folclorul când eram copil. În casă la noi se asculta muzică de toate felurile, și muzică populară, dar mai rar. Întâmplarea a făcut ca în momentul în care ajunsese să cânt deja la televizor, să le cânt colegilor de trupă în mașină Mociriță cu Trifoi, pentru că pur și simplu aveam un drum foarte lung. Și unul dintre colegii mei, Walter, a zis, tu asta trebuie să cânți, că ești absolut credibilă, am crezut fiecare cuvânt pe care l-ai zis că e în tine, e din rădăcina ta, tu asta trebuie să cânți. Dacă Walter n-ar fi zis lucrul ăla în ziua aia, probabil că aș fi încercat în continuare, nu știu, cu jazz, cu blues, cu rock, deși vocea nu mă ajută foarte mult să cânt rock. Poate că aș fi mers mai mult pe folk. Cred că ăsta ar fi răspunsul. Probabil că aș fi cântat mai mult folk. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm! Ați participat la Festivalul Cerbul de Aur în 1997, ediție la care Laura Stoica a obținut premiul al doilea la secțiunea discografică pentru albumul Nici o stea, iar Mălina Olinescu premiul întâi la secțiunea interpretare. Dumneavoastră ați cântat Mocirița a capela, chiar dacă realizatorul festivalului, Dumitru Moroșanu, vă avertizase, vă citez, mi-a zis că nu este o idee bună, că s-ar putea să am emoții, să încep de la o tonalitate și să mă duc în altă tonalitate și că asta mă va depuncta automat. Nu l-ați ascultat. Ați urcat pe scenă și în Piața Sfatului din Brașov a răsunat doar vocea dumneavoastră sigură. De-abia după ce ați ieșit de pe scenă, emoțiile v-au copleșit. Atunci ați obținut premiul 3 la secțiunea interpretare. Vreau să știu cât de curajoasă sunteți pe scenă. Urmează întrebarea. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Cerbul de Aur? Cerbul de Aur pentru mine, în primul rând, înseamnă concursul, festivalul pe care îl vedeam la televizor ca telespectator. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung pe scena aia, nici nu speram, nici nu îndrăzneam să visez la așa ceva. Mai ales că la un moment dat s-a întrerupt, nu s-a mai întâmplat, cum nu se mai întâmplă nici în ziua de azi. În momentul în care am mers la preselecție, m-am dus, nu știu, cumva nepregătită și mai degrabă să văd cam cum ar fi, poate ca să știu data viitoare sau... Și am fost foarte surprinsă să văd că am intrat și că m-au ales. Am fost surprinsă pentru că eram trei fete, nu mă așteptam. Cealaltă fată pe care nu ați pomenit-o se numește Adria Șerban și are un glas fantastic. Mălina cânta Dumnezeiește și nu m-am gândit că aș putea să stau lângă ele. Și în momentul în care am fost aleasă, m-am gândit că oamenii ăștia care totuși se pricep la meseria asta, ori știe ei ceva dacă m-au ales. Dacă ei cred că pot, ar trebui să cred și eu că pot. Și atunci am zis că totuși încăpățânarea mea a zis că ar trebui să cânt două piese în limba română, deși se obișnuia să cânt măcar o piesă într-o limbă străină, ca juriu internațional să vadă că pot să cânt, nu știu, într-o limbă străină. Eu am zis probabil că e singura dată în viață în care apuc să cânt la Cerbul de Aur, așa că o să cânt două piese din Maramureș. Nu știu, a fost locul în care am intrat în scenă și am zis, eu sunt de aici, eu sunt din pământul ăsta, din Țara de Sus, că așa se numea primul meu album, Cântece din Țara de Sus. Asta e rădăcina mea. Și, nu știu, a fost locul care mi-a dat ocazia să mă arăt lumea așa cum sunt. Mulțumesc! Mulțumesc! Una dintre concurentele care au participat la Cerbul de Aur din 1997 a fost Cristina Aguilera. Avea 17 ani, era o necunoscută care spera să obțină prestigiosul trofeu. Cristina Aguilera s-a întors însă în Statele Unite, fără niciun premiu, iar specialiștii au subliniat că nici nu a fost în cea mai bună formă. Dumneavoastră însă ați auzit-o la repetiții și v-ați speriat de vocea ei. Atunci ați decis să riscați cântând a capela, convinsă fiind că era o modalitate prin care vă puteați impune în concurs. La finalul festivalului ați spus așa, noi, cele trei românce, eu, Mălina Olinescu și Laura Stoica, am trimis-o pe Aguilera acasă, fără nimic. Astăzi, Cristina Aguilera este una dintre cele mai bune și cunoscute artiste din lume. Urmează întrebarea. Ați cântat mai bine decât Cristina Aguilera? Nu cred. Nu cred că sunt mai bună sau nu știu că am o voce mai bună decât a ei.
tocmai de-aia m-am speriat la repetiții, pentru că mi s-a părut că e fantastică. Era profesorul meu, Marius Seicu, cu noi în sală când o ascultam și am zis, domn profesor, n-are rost să mai... Adică n-are rost să fac ce mi-am propus să fac, să mă duc să cânt Moceriță cu orchestră. Și el, săracul domn profesor, mi-a zis, ascultă-mă, dacă fata asta era la noi la școală, nu trecea anul. Nu trecea anul, ești mult mai bună decât ea. I-a zis, haideți, domn profesor, că știți că nu... Da, nu cred că sunt mai bună. Adică, mie mi s-a părut că a fost foarte bună, altfel n-aș fi hotărât să cânt a capela. Și nu era total necunoscută, pentru că făcea parte din grupul ăla de pe Disney Channel sau nu știu exact, împreună cu Britney Spears și cu Justin Timberlake. Era cunoscută la ei, mă rog, la copii, nu la noi, nu la noi în Europa oricum. Nu cred că am cântat mai bine decât ea... sau nu știu cum să zic, poate că am cântat mai bine decât ea în seara aia, alea 3 minute. Știi, în momentul în care te duci undeva să cânți un singur cântec, n-ai cum să arăți în 3 minute tot ce știi tu să faci. Iar dacă încerci să o faci, e o mare greșeală. Trebuie să servești cântecul și nu să ne arăți nouă tot ce știi tu să faci. Poate că, na, și vârsta ei era foarte tânără, poate că și-a propus să ne arate tot ce știe să facă și știa. Știa foarte bine, știa. Deci vă plac provocările? Cred că da. Da, cred că funcționez pe provocare. Bine, am notat. Continuăm. Cu toate că un trofeu de la Festivalul Cerbul de Aur era visul oricărui artist român, dumneavoastră l-ați scos la licitație și ați donat banii obținuți unei fundații pentru copiii supradotați. Ați declanșat atunci un val de revoltă. Dumneavoastră ați explicat că nu sunteți genul care să se atașeze de obiecte și că preferați să ajutați un copil. În ce vă privește, ați muncit mult pentru fiecare ban câștigat, pentru că nu vă place să depindeți de nimeni. V-ați îndeplinit visul de a avea casă, mașină și o stabilitate financiară. Vă citez. Nu trăiesc în condiții de lux, nu sunt strângătoare și nu știu să speculez în folosul meu relațiile, cunoștințele. Uneori chiar mă gândesc ce aș face cu banii dacă mi-ar pica, de exemplu, o pleașcă de $1,000,000. Sincer, mă și sperie gândul. Mi-aș lua o mașină Hummer. E un jeep de război, o mașină caragioasă, dar foarte solidă. Urmează întrebarea. Pe ce v-ați da ultimii bani? În momentul ăsta, pentru că am experiență, pe sănătate. Pentru sănătate, mai probabil că aș cheltui ultimii bani. Declarația asta cu Hummer-ul cred că era când eram foarte mică, nu știu, cred că aveam 20 și ceva de ani. Între timp, nu știu dacă voi fi câștigat €1,000,000 în total, dar probabil. Nu cred, dar glumesc. Exact cum ziceam, nu mă atașez de obiecte. În momentul în care am scos la licitație trofeul în sine, am ajutat mai mulți copii. Am descoperit o fată care cântă Dumnezește la mai multe instrumente de suflat. Am ajutat toată asociația aia în momentul ăla. Mai mult decât atât, domnul care a câștigat la licitație obiectul, trofeul, m-a căutat la un moment dat să mi-l dea înapoi. Și am refuzat să-l iau pentru că plătise o sumă destul de mare pentru el și am explicat că ce am simțit eu în momentul în care l-am primit, în care l-am câștigat, n-are cum să-mi ia nimeni. Tot ce am simțit eu în secunda aia rămâne în mine oricum. Obiectul, na, nu contează atât de tare. Așa că probabil n-aș cumpăra obiecte. Am notat. Mulțumesc. E vorba de emoție. V-ați familiarizat de timpuriu cu atmosfera concursurilor de interpretare, unde ați întâlnit pe mulți dintre artiștii cunoscuți de astăzi. Vă citez. Dintre cei pe care îi vezi acum pe la TV, era Călingoia de la Voltaj, cânta frumos și era așa fin și delicat. Mai era Minodora la Maxim, care cânta foarte bine. Mie nu-mi place ce cântă, dar cântă de rupe, e foarte bună. V-ați împrietenit cu mulți dintre cei care participau, la fel ca dumneavoastră, mai mult pentru bani la festivaluri și chiar știați dinainte cine va câștiga, pentru că de fiecare dată conta cine este în juriu. Vă citesc din nou. Dacă era ăla sau ălălalt în juriu, era clar că nu o să câștig, indiferent ce și cum aș cânta, că nu eram din gașca aia. Vreau să știu dacă astăzi ați îndemna un tânăr artist să depună eforturi pentru a câștiga un festival de muzică. Urmează întrebarea. De câte ori ați fost faultată în carieră? Cred că aș putea să le număr pe degetele de la o mână, maxim. Nu prea mi s-a întâmplat. În momentul în care am înțeles exact ce pot să fac când urc pe scenă, mi-am pierdut și frica și
tipul de reacție pe care l-aveam în momentul în care vedeam că se apropie cineva din jurul să vorbească cu mine, că mă blocam. Și în momentul ăla mi-am zis, ori ori voi. Știam exact că ce știu să fac nu poate să-mi ia nimeni. Că faptul că nu câștig cel premiu cel mare la un concurs astăzi nu înseamnă absolut nimic. Înțelegeam exact de ce. Adevărul e că s-a întâmplat de puține ori să nu câștig premiul cel mare. Și a fost o singură dată la un festival unde n-am câștigat absolut nimic, deși am cântat ca de obicei. În general, oamenii care făceau parte din jury m-au învățat repede, m-au cunoscut repede și mă respectau, mă respectă și în ziua de azi. Acum am ajuns să fac parte din jury alături de ei, așa că i-aș încuraja pe tineri să meargă la concursuri și să nu se descurajeze. Asta e un lucru pe care l-am zis, cred că în urmă cu, nu știu, o lună, două, am fost la un concurs în juriu și în momentul în care m-am dus să le citesc numele celor care erau premianți, le-am zis să nu se descurajeze de felul în care au fost punctați astăzi de noi, că muzica e o chestiune legată de gust, că e o chestiune legată de stare, poate n-ai avut cea mai bună zi astăzi și nu ai reușit să ne convingi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci lucrul ăsta sau că nu o să-ți iasă până la urmă să faci asta, dacă din asta vrei să faci meserie. Vă dau timp. Cât contează un trofeu? Acum, depinde din ce punct de vedere. Pentru mine, ca studentă, în momentul ăla, reprezenta, nu știu, banii cu care mă întorceam acasă, că de foarte multe ori nu aveam bani să mă întorc cu trenul acasă de la concurs. Aveam bani să ajung acolo. Atât de mult mă bazam pe ce o să fac acolo, încât nu aveam bani să mă întorc. Deci, în momentul ăla, pentru mine era supraviețuire. Pe urmă, uite, în momentul în care mă întâlnesc cu cineva, așa cum se întâmplă azi, contează la CV, să zicem. Nu știu cât de mult contează. Auzim astăzi la radio oameni care n-au câștigat niciun trofeu niciodată și își fac treaba foarte bine și cunoaște toată țara și n-au avut nevoie de niciun trofeu. Mulțumesc! Mergem cu prima întrebare roșie. Ați mărturisit că l-ați admirat din totdeauna pe Ștefan Hrușcă, cel pe care presa l-a numit Regele Colindelor, iar în copilărie chiar v-ați bucurat de aprecierea lui. Vă citez. Profesorii mei de la Casa Pionierilor l-au adus să mă audă cântând și lui i-a plăcut. Mă uitam la el ca la o icoană. Pentru mine, în continuare, e la fel. Mie îmi plac toate cântecele lui, nu doar cele de iarnă. Nu cu la fel de mult entuziasm vă amintiți însă de următoarele interacțiuni cu acesta. Ați povestit că vă aflați în turneu în Canada cu Paula Selling și alți artiști când, invitat la spectacol de organizatorul evenimentului, Ștefan Hrușcă ar fi refuzat, catalogându-vă drept niște impostoare care îi cântă colindele. Ați mai povestit și că Ștefan Hrușcă ar fi refuzat să participe la un eveniment organizat de Biserica Ortodoxă din Toronto, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență, după ce a auzit că figurați și dumneavoastră pe lista invitațiilor. Urmează întrebarea roșie. Sunteți o amenințare pentru Ștefan Hrușcă? Eu cred că nu sunt, dar în momentul în care un om reacționează așa, poți să te gândești că el crede că ești. În momentul în care Ștefan Hrușcă a hotărât să nu mă vină la spectacolul organizat de Biserica Ortodoxă din Toronto, era din cauza că trebuia să cânte înaintea mea. Adică ceea ce noi numim în deschidere. Și cred că asta l-a jignit. Aș putea să zic pe bună dreptate, deși din punctul meu de vedere, în momentul în care eu sunt pe afiș, pe mine nu mă interesează cine cântă înaintea mea sau cine cântă după mine. Eu o să cânt la fel și dacă o să cânt la ora 7, și dacă o să cânt la ora 12, și dacă o să cânt la ora 18, și eu o să cânt la fel și o să cânt aceleași cântece. Și nu contează nici dacă o să fie în fața mea 10 oameni sau 100.000 de oameni. Eu tot la fel o să cânt. Eu cred că n-ar trebui să reprezint o amenințare pentru Ștefan Hrușcă. Dar poate o fi avut o zi proastă în momentul ăla sau nu știu. În principiu, eu nu discut lucruri de felul ăsta, dar se întâmplă să mă ia gura pe dinainte și sunt fapte până la urmă, adică s-au întâmplat, mi s-au întâmplat, ajung să le povestesc la un moment dat. Dacă aș fi mai diplomată, n-aș vorbi despre lucrurile astea, știu că atunci când eu sunt telespectator, nu le apreciez. Dar se întâmplă să mă ia gura pe dinainte că sunt un om. Sunt un om. Am notat. Mulțumesc. Continuăm.
Erați în clasa 1 când l-ați rugat pe fratele dumneavoastră să vă învețe să cântați la chitară. Pentru că v-a refuzat, ați apelat la ajutorul unei vecine pentru a ajunge la Casa Pionierilor din Baia Mare, unde se țineau cursuri de chitară. Profesorul pe care l-ați avut acolo, Petru Damșa, a inițiat un concurs pentru copii, Ursulețul de Aur, care se organizează și astăzi în Baia Mare. Ați participat și ați câștigat premiul întâi la fiecare grupă de vârstă la care v-ați înscris. Vă citez. Cu această ocazie mi s-a oferit o grămadă de contracte și de sponsorizări. Pe la 10-12 ani înregistram melodii pentru Cântarea României în studiul muzical din TVR și cam de atunci îmi câștig și existența cântând. Urmează întrebarea. Cât de bine se câștigă din muzică? Dacă înțelegi că este un business până la urmă și că ăsta e business-ul tău și îl tratezi ca atare, cred că se pot câștiga bani serioși. Dacă mă uit la colegi în jur, se pot câștiga bani foarte mulți. Acum eu sunt un om care nu pune foarte mult preț pe lucruri, după cum ziceam mai devreme, și pentru mine confortul e suficient. N-am vise de mărire și nu știu, n-am planuri din, nu știu, să-mi cumpăr o casă mai mare, să-mi cumpăr o mașină mai mare, un elicopter sau un castel. Și atunci eu nu sunt dintre aia care aleargă după bani. Dacă aș face-o, sunt convinsă că aș putea să câștig bani mulți. Așa, pot să câștig atâția bani încât în momentul în care, uite, trebuie să ajung într-un spital privat, să pot să-mi plătesc factura singură fără să dau telefoane. Mulțumesc! Ați urmat cursurile liceului Mihai Eminescu din Baia Mare, secția franceză-engleză. Erați rocăriță, vă îmbrăcați mereu în negru și vă petreceați tot timpul liber alături de trupa dumneavoastră. Ați povestit că ați avut multe de pătimit din cauza profesorului de limba franceză. Vă citez. Nu pierdea nicio ocazie să mă faulteze, dar nu la note. Acolo nu avea ce să-mi facă. Eram foarte bună la materia lui, ci pentru faptul că eram rocăriță când am cu trupa și purtam bocanci și plete. Și pentru asta îmi vorbea cu un aer de superioritate și nu dădea doi bani pe mine și pe talentul meu. Mulți ani mai târziu l-ați reîntâlnit pe profesorul de franceză, numai că de data aceasta atitudinea lui a fost total diferită. Vă citesc din nou. Când l-am revăzut, mi-a mărturisit că acum se laudă peste tot că i-am fost elevă. Recunosc că mi-a făcut plăcere când, în semn de admirație, mi-a cerut voie să-mi sărute mâna. Urmează întrebarea. Câți oameni și-au schimbat atitudinea după ce ați devenit celebră? Nu foarte mulți. Dar profesorii din școală, cred că, așa cum m-am întâlnit la un dat cu dirigintele meu și pe stradă în Baia Mare și mi-a spus, Suciu, n-aveam niciun fel de speranță în legătură cu tine, sunt atât de fericit că ți-a ieșit, sunt atât de fericit că ai ajuns să faci ce faci astăzi, eram convins că nu o să iasă nimic din tine. Și am zis, domn profesor, nu-i mai bine așa să n-ai niciun fel de așteptări. Ar fi fost mult mai rău dacă ați fi avut așteptări așa cum, nu știu, au avut în legătură cu alți colegi și ați fi fost dezamăgit. Dar, în general, oamenii care mi-au fost prieteni atunci îmi sunt prieteni și acum. Profesorii mei de atunci, de la Casa Pionierilor, de exemplu, la fel mă pun la punct și astăzi dacă sar calul. Și mie îmi place lucrul ăsta foarte tare. Pentru că încerc să nu sar calul și nu se întâmplă foarte des. Mi se întâmplă însă, recunosc, să fiu cu oameni pe care îi știu dinainte să fiu cunoscută și care să se împăuneze cu faptul că suntem văzuți împreună și asta mă deranjează. Am senzația cumva că, nu știu, o iau ca pe o, nu știu cum să zic, nu o iau ca pe o insultă, e ca o înfrângere personală, nu știu cum să spun. Nu știu de ce. Am o prietenă foarte apropiată care mi-a zis, dar de ce nu poți să te bucuri de asta, că ai muncit mult pentru asta? Adică vine la pachet. E ok, e și aia din privat, pe care o știm, dar e și aia pe care o știe lumea. Mai ales că nu prea te comporți diferit, adică ești cam la fel. Care e problema? Adică bucură-te de asta și încerc să o fac, dar eu n-am cântat ca să ajung la televizor, am cântat ca asta am știut să fac. Nu mi-am dorit să fiu celebră sau nu știu, nu mi-am dorit să ajung foarte cunoscută. Asta s-a întâmplat, a fost o consecință, dar n-a fost scopul meu. Mulțumesc, am notat. Aveați 17 ani. Erați acasă, în Baia Mare, și plănuiați o vizitați pe mama în spitalul din Oradea, unde se afla internată după ce trecuse printr-o operație dificilă. Tatăl dumneavoastră însă nu v-a lăsat, spunându-vă așa. Nu cred că e cazul să te duci. Cheltui bani, poate o să avem nevoie de banii ăia. Mai bine nu mergi.
L-ați ascultat și nu ați mers la spital. A doua zi dimineață l-ați găsit pe tata în bucătărie, cu capul în mâini, și ați înțeles imediat că mama, care era bolnavă de cancer, murise. Primul nostru impuls a fost să ieșiți imediat din casă, vă citez. În momentul acela, tata mi-a zis, nu pleca pentru că avem o problemă. Și i-am zis, cred că tu ai o problemă. Nu puteam nici măcar să mă uit la el. L-am judecat că nu m-a lăsat să mă duc la mama la spital. Tata s-a simțit foarte vinovat. Practic, el a stat în calea ultimei noastre întâlniri. Urmează întrebarea. Cât timp l-ați condamnat pe tata? Fă, Doamne, nici nu știu dacă am apucat să-l iert înainte să-l pierd și pe el. Nu sunt sigură că eram absolut împăcată. Dar atât am știut în momentul ăla, atât minte aveam. Sau atât de rănită eram, sau nu știu cum să zic. Până în momentul ăla, înțelesesem foarte clar că nimic mai rău nu se poate întâmpla decât să-ți pierzi mama. În momentul în care am devenit eu mamă, mi-am dat seama că nimic mai rău nu se poate întâmpla decât să-ți pierzi copilul. De altfel, primul indiciu în direcția asta l-am avut în momentul în care bunicul meu, care era preot în Oradea, a adus-o pe mama de la Oradea cu o mașină mortoară și a stat în genunchi tot drumul lângă sicriul ei, și în momentul în care l-am văzut, mi-am dat seama că durerea lui trebuie să fie mult mai mare. Acum sper să nu plâng. E păcat de machiajul Mirelei Vescan. Atunci mi-am dat seama că durerea lui e mult mai mare și că pentru ea e mai bine în momentul ăla, pentru că trecuse printr-o suferință fizică îngrozitoare. Și apoi mai aveam un frate mai mic. Eu aveam 17 ani, dar fratele meu avea 13. Și mi-am dat seama că în momentul ăsta trebuie să devin mama lui, chiar dacă nu știu cum se face asta, chiar dacă n-am fost niciodată pusă în situația să am grijă de el, pentru că eu n-aveam responsabilitatea asta până să fie mama acasă. Și gata. Mulțumesc. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă amintiți că mama era o femeie tare harnică. Se trezea prima și se culca ultima, pregătea prăjituri pentru vecinele care nu se pricepeau la dulciuri și media conflictele apărute pe scara blocului unde locuiați. Vă citez. Noi nu făceam nimic în casă. Mama făcea absolut tot. Cred că în ultimii 20 de ani de viață nu a dormit mai mult de 4 ore pe noapte. Noi nu știam nici măcar de unde se cumpără sau cât costă o pâine. Deși nu-și vedea capul de treabă într-o casă cu 3 băieți și o fată, mama nu-și pierdea calmul și nu vă lovea când făceați boacăne. Ați povestit așa. Îmi amintesc că avea foarte mult umor, că nu ne-a pedepsit pe niciunul niciodată. Atunci când eram cu minte, mă striga Narcela, iar atunci când eram rea, doar se uita într-un anumit fel. În acele momente ați fi preferat ca mama să vă certe, numai să nu vă arunce acea privire. Urmează întrebarea roșie. Cât de dor vă este de privirea mamei? Să știi că o văd atunci când mă uit la fiica mea, când mă uit la Daria, deși Daria nu are ochi albaștri așa cum avea mama. Dar seamănă foarte tare în foarte multe lucruri. Are aceeași aliură, cam aceeași înălțime, cam același fel de păr și la fel de harnică. Altfel sunt zile în care nu mi-amintesc nici măcar cum îi suna vocea, nu mi-amintesc cum mirosea, nu mi-amintesc ce gust avea mâncarea pe care o făcea. Da, nu știu, cred că sunt lucruri la care prefer să nu mă gândesc, pentru că știu că ar durea foarte tare și încerc cumva să văd tot timpul partea plină a paharului. Încerc să mă bucur de faptul că am avut 17 ani cu doi părinți care nu ne-au lovit niciodată, timp în care, nu știu, alți copii din bloc își luau bătaie zilnic, că se practica și toată lumea făcea asta. La noi în casă nu se făcea așa. La noi în casă n-a existat violență. Eu nu mi-amintesc să se fi bătut nimeni, să se fi spart lucruri, să... Nu mi-amintesc să se fi vorbit urât, să fi vorbit urât unii cu alții, poate noi, frații. Mai degrabă eu. Nu știu, că băieții nu cred că vorbeau urât cu mine neapărat. De aceea zic, prefer să mă gândesc la partea bună, la ce am avut bun,
Chiar dacă, mă rog, s-a întâmplat să o pierd mai devreme decât cred că și-ar fi dorit chiar și ea. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. La un an de la decesul mamei, tatăl dumneavoastră a încercat să aducă în casă o femeie. Nu ați putut accepta o astfel de situație și i-ați spus pe un ton foarte hotărât, peste cadavrul meu, încearcă numai să vedem ce iese. Tata v-a respectat dorința și a rămas singur. 6 ani mai târziu părăsea și el această lume. Vă citez. Probabil nu-l pierdeam atât de devreme și pe el. Probabil nu mai avea motive să trăiască. Cu mintea de acum, îmi dau seama că a fost o foarte mare greșeală. Ca adult, m-am simțit vinovată. Atunci, atât am putut. Atâta minte am avut. Aș vrea să-mi spuneți ce ați schimba în relația cu tatăl dumneavoastră, dacă ați mai putea. Urmează întrebarea roșie. Cât de mult ați greșit față de tata? Mult. Mult și acum ca adult. Îmi dau seama că îmi lipsesc părți. Nu știu, am pierderi de memorie în ceea ce îl privește, pentru că tind să-mi amintesc mai degrabă lucrurile negative. Ca de exemplu faptul că nu m-a lăsat să merg să o văd pe mama la spital. Numai că din fericire am frate mai mare pe care pot să-l întreb. Și la un moment dat fratele meu, Alexandru, chiar mi-a zis: cum nu-ți amintești că voi aveați ziua voastră întotdeauna la sfârșitul săptămânii? În momentul ăla, sâmbăta nu era liberă, deci duminica era liberă. Întotdeauna duminica voi mergeați împreună, ori să mâncați o prăjitură, ori, nu știu, făceați o tură de cartier, ori mă ducea să văd trenurile, că îmi plăceau trenurile și era gara aproape, ori, nu știu, mergeam undeva întotdeauna doar noi doi. Nu-ți amintești? Și am început să-mi amintesc lucruri. Dar altfel, în memoria mea afectivă, au rămas mai degrabă, sau la suprafață, sunt momentele alea în care mă enerva, în care făcea altfel decât vroiam eu. Eu probabil că, nu știu, eu citeam foarte mult în momentul ăla și altfel nu-mi explic de ce aș fi folosit asemenea cuvinte, pentru că mi-amintesc că am zis peste cadavrul meu, cred că era ceva din ce am citit în săptămâna respectivă. Nu știu, de altfel nu sunt așa o tipă foarte dramatică neapărat și nu sunt foarte teatrală, dar în momentul ăla, nu știu, am fost... am simțit că vrea să o înlocuiască pe mama, habar n-am. Știu acum, ca adult, știu că am greșit. Sunt sigură că dacă aș putea să mă întorc în momentul respectiv, l-aș încuraja să aduc o femeie în casă, m-aș împrieteni cu femeia aia și aș face tot posibilul ca ea să fie cea care să aibă grijă ca el să trăiască mai mult decât 6 ani. Mulțumesc! Vă citesc. Am puține amintiri cu mama, deși nu eram chiar mic atunci când a plecat. În unele zile nici măcar nu mai amintesc cum arată sau ce voce avea, mi-a spus. Și sunt zile în care mi-este greu să îi zic numele, pentru că mă pufnește plânsul. Am și zile în care vorbesc zâmbind despre ea. Creierul nostru este făcut să nu ne lase să o luăm razna, să nu suferim prea tare, blochează anumite amintiri. Credeți că uitarea a fost mecanismul prin care ați putut să mergeți mai departe după ce v-ați pierdut mama, fără ca măcar să vă luați adio de la ea? Ați mărturisit că ați scris cărțile Mama, povestește-mi despre tine și Tata, povestește-mi despre tine, ca o formă de terapie pentru dumneavoastră și o piedică în calea uitării pentru ceilalți. Urmează întrebarea. Ce doare mai tare? Amintirea sau uitarea? Cred că amintirea doare până în momentul în care reușești să o vezi din toate unghiurile și, nu știu, să o mesteci atât încât să facă parte din corpul tău, din tot ce ești. Iar uitarea, nu m-a binecuvântat Dumnezeu cu partea asta. Nu-i foarte prezentă. Nu-i foarte prezentă la mine. Sunt părțile astea legate de mama sau, nu știu, de până în 17 ani pe care mi le amintesc mai puțin. Dar cred că sunt acolo undeva și încă nu le-am mestecat suficient. Cred că încă n-am reușit să le integrez. Cred că astea sunt lucrurile la care încă lucrez. Așa că aș zice că, nu știu, amândouă depinde în ce etapă ești. Mulțumesc! După moartea mamei, v-ați dus în audiență la episcopul de Baia Mare pentru a-i spune că vreți să vă călugăriți. Fiind minoră, aveați nevoie de acordul tatălui, care v-a spus însă așa:
du-te, dezvezi de treabă, eu nu-ți semnez nimic, nu te nenorocesc cu mâna mea. V-ați propus atunci să vă călugăriți după vârsta de 18 ani, ca să nu mai aveți nevoie de acordul lui, însă răspunsul episcopului a fost acesta. Sunt femei făcute să nască prunci și să fie mame foarte bune. Și poate că tu ești una dintre ele. Sunt femei făcute să fie soții foarte bune, iar poate că tu ești și una dintre acele. Și mai sunt și femei făcute să-L slujească pe Dumnezeu. Dar nu cred că tu ești una dintre ele. Peste ani ați ajuns la concluzia că a fost mai bine că nu v-ați călugărit, pentru că nu v-ați fi putut supune rigorilor unei astfel de vieți. Urmează întrebarea. De ce ați vrut să vă ascundeți într-o mănăstire? Vai, dar eu nu văd mănăstirea ca un loc în care te ascunzi. Rămâne în calculul meu. Poate nu pentru săptămâna asta sau anul ăsta, dar rămâne în calculul meu pentru la un moment dat. Am și fost de altfel la Mănăstirea Bursana și am stat o vreme acolo cu maicile de acolo. M-a invitat Maica Stareța la un moment dat. Eu nu văd mănăstirea ca un loc în care te ascunzi. Eu văd un loc în care îți permiți să te uiți un pic în tine, să înțelegi mai bine lumea în care trăiești, să te apropii mai mult de Dumnezeu. Pentru mine, mersul la mănăstire n-a fost gândit ca un loc în care să mă ascund. Da. Și aveți în plan? Nu a ieșit din planul meu. Să vă călugăriți? Să ajung la mănăstire la un moment dat, că nu se călugărește oricine. Adică nu te călugărești din prima, dar dacă te duci la poarta mănăstirii, te primesc. Dacă te duci și spui că mărturisești că vrei să rămâi acolo, ei te primesc. Trebuie să te primească. E casa lui Dumnezeu și toată lumea trebuie să aibă adăpost acolo. Ce vă atrage? Nu știu să spun. Cred că e undeva în mine, nu știu. Poate felul în care l-am văzut pe bunicul meu știind să fie preot. Bunicul meu era un preot la care era tot timpul lume, nu știu, de la oameni foarte tineri până la oameni foarte în vârstă. Bunicul meu este un om care, de judecata căruia mi-era frică în momentul în care am făcut un copil fără să fiu căsătorită legal, și care mi-a spus, ai făcut cel mai bun lucru pe care puteai să-l faci, nu puteai să faci nimic mai bine. Bunicul meu a știut să-L slujească pe Dumnezeu fiind mai normal decât, nu știu, o grămadă de oameni care se duc la biserică săptămânal. Și cred că, văzându-L pe El, nu știu, exemplul Lui, cred că a fost atât de puternic încât mi-am zis că, deși sunt așa cum sunt și am o problemă cu supunerea și cu ascultarea, mă dau timp. Poate că aș putea să-mi găsesc loc acolo. Până la urmă, știu să gătesc foarte bine, fac curat cu plăcere, cânt frumos la cor, adică ar putea să mă folosească oamenii acolo. Nu știu, deci așa m-am gândit eu. Mi s-a părut că e pentru mine. Însă răspunsul episcopului a fost, și nu știu dacă tu ești una dintre ele. Asta m-a făcut să râd. Bine, continuăm. Unul dintre cei mai importanți oameni în viața dumneavoastră, mi-ați spus deja, a fost bunicul matern, despre care ați spus așa, era singurul preot greco-catolic care primise hârtie de la arhiepiscop, cum că avea voie să facă exorcizări. Pe lângă rugăciunile speciale, bunicul pregătea și cruciulițe pe care le cioplea el însuși în lemn, le punea pe un șnur din lână și le dădea bolnavilor să le poarte asupra lor. V-ați petrecut mare parte din copilărie alături de bunic, cântând în corul bisericii sau ascultându-i fermecată poveștile. Viața v-a supus apoi la multe încercări, iar moartea v-a răpit mult prea devreme oameni dragi. Aș vrea să-mi spuneți dacă în cele mai grele momente v-ați revoltat vreodată împotriva lui Dumnezeu. Urmează întrebarea. V-a ajutat bunicul să vă exorcizați demonii? Da, exorcizarea pe care un preot o face nu este ca și aceea pe care noi o vedem în filmele făcute la Hollywood, la cinematograf sau, mă rog, la televizor. Exorcizarea reprezenta exact momentul ăla în care omul ajungea la el, îi spunea, mă rog, ce probleme are, și bunicul meu îi spunea, uite, o să ai de făcut asta, îi dădea un program, mă rog, de mătănii sau, nu știu, habar n-am, rugăciuni sau așa ceva, și eu o să-ți pregătesc până data viitoare când ne vedem ceva. Și făcea o amuletă, nu era musai să fie cruciuliță, putea să fie un medalion sau, mă rog, ceva, bunicul îl făcea cu mâna, în lucrul ăsta manual, el punea toată energia lui bună și toate gândurile lui bune și el se ruga în timp ce făcea lucrul ăsta. Și în momentul în care îl dădea omului, el era convins că a pus în bucățica asta de lemn sau de lut sau de orice era, tot ce avea el mai bun.
Și el dădea cu toată credința și îi spunea, asta e amuleta care o să te protejeze. Asta însemna exorcizare. Nu, adică n-aș vrea să vă închipuiți că erau oameni care se zvârcoleau și răcneau sau ceva de felul ăsta, că nu era așa. El, nu știu, întotdeauna m-a văzut cred că așa cum eram. Și niciodată nu m-a considerat nici rea, nici, nu știu, posedată de vreun demon sau... întotdeauna mi-a zis că am un dar cum foarte puțini oameni în lume au și că dacă nu o să-l folosesc ca să-i ajut pe oamenii din jur, o să mi se ia. Că sunt alți oameni care ar putea să-l folosească ca să facă bine. V-ați revoltat împotriva lui Dumnezeu? Ah, că aici rămăsesem. Cred că am avut momente, în momentul în care am pierdut-o pe mama, cu siguranță am avut câteva ore, cel puțin, în care am zis, da, de ce? Se putea altfel, de ce? Cred că am avut câteva momente în viață, da. Mulțumesc. Mulțumesc. În comunism, bunicul dumneavoastră a pierdut parohia, dar a fost acceptat cantor în Biserica Ortodoxă. Pentru dumneavoastră era o mare bucurie să mergeți să cântați alături de el și de verișorii dumneavoastră în corul bisericii. Acasă, toată familia participa la mici spectacole organizate ad hoc în timpul petrecerilor. Vă citez. Chiar cântam toți. Mama și surorile ei cântau pe mai multe voci, iar eu și unul dintre cei trei frații mei, cântam la chitară, era tare fain. Bunicul a fost cel care v-a dat și una dintre cele mai importante lecții de viață când v-a spus așa. Să știi că treaba asta cu cântatul nu este întâmplătoare. Să poți să cânti și să bucuri oamenii îți creează o obligație. Tocmai mi-ați spus. Dacă nu faci lucrul acesta, o să ți se ia darul. Urmează întrebarea. Ce ați făcut dacă vi s-ar fi luat darul de a cânta? M-am gândit de multe ori la asta. Am și cochetat la un moment dat cu actoria și am mers să fac cursuri de actorie. Pe semne n-am fost foarte bună. Am și jucat într-un scurtmetraj la un moment dat cu Andy Vasluianu și n-am fost extraordinară. Probabil m-ar mai fi chemat și altă dată. Dar mi-aș fi dorit să fiu bibliotecară. Era un loc pe care îl frecventam foarte des și mi se părea că e cel mai fain loc de muncă din oraș. Practic, să locuiești între cărți jumătate viața, mi se părea extraordinar. Și probabil că aș fi încercat asta. Mama mea își dorea să lucrez cu copiii, dar eu știam că nu sunt făcută pentru asta și că n-aș fi un pedagog bun. Cred că mi-ar fi plăcut exact cum spuneam, să lucrez în bibliotecă. Ceva de felul ăsta mi-ar fi plăcut. Notat. Continuăm. La terminarea liceului, nu ați dat la conservator, pentru că, vă citez, la teorie eram destul de varză. V-ați înscris la Facultatea de Music Hall din cadrul unei universități private, unde ați studiat canto și chitară. Acolo l-ați întâlnit pe compozitorul Marius Țeicu, care era profesor și pe care ați vrut să îl impresionați. Ați povestit așa. M-am dus și am cântat I Will Always Love You. A stat omul, s-a uitat la mine și a zis bravo, foarte frumos. Când o să învățăm să și cântăm, o să fie extraordinar. E frumos să se zguduie geamul, dar trebuie să se ridice și părul pe mine când cânti. O să învățăm. Și am învățat cu dânsul. Urmează întrebarea. Când nu am mai avut nimic de comentat, Marius Țeicu. Cred că deja nu mai eram studenta dânsului în momentul în care n-am mai avut nimic de comentat și în momentul în care doar m-a lăudat. Însă domnul Țeicu m-a apreciat foarte devreme. Cred că lucram împreună de jumătate de an în momentul în care m-a invitat să înregistrez backing vocals, respectiv a doua voce pe care o auziți pe orice melodie, pentru toate cântecele pe care le scria. Și scria pentru toată lumea. Astfel am ajuns să fac a doua voce de pe primul album al Monicăi Angel, de exemplu. Doar că atât de crudă și de naivă eram în momentul ăla, încât mi-am permis să le cer. Adică am spus, am să vin să înregistrez cu o condiție, nu vreau să apară numele meu la backing vocals. Mi se părea, nu știu de ce, mi se părea că ar fi, că n-ar da bine la CV-ul meu. Habar n-am, deci atâta minte aveam. Acum știu că contează să fii om de studio și să fii voce de studio, este foarte greu, e o altă meserie. Eu am făcut asta, toată facultatea, am înregistrat, nu știu, foarte mult, pentru domnul Țeicu, pentru domnul George Nazis și dânsul era profesorul meu. Facultatea
La facultatea noastră se învăța muzică, dans și actorie, că era musical. Instrument n-am făcut, în afară de pian, la care n-am excelat niciodată. Știu că domnul Țăicu este mândru că m-a învățat să cânt, pentru că ăsta e adevărul, m-a învățat să cânt. În momentul în care am mers la școală să dau examen, știam să cânt tare și mi se părea că n-ai cum să nu fii impresionat, adică n-am ce să mai învăț, știu tot. Mi-am dat seama foarte repede, nu știu, cred că în două lecții mi-am dat seama că habar n-am să cânt. Însă faptul că domnul Țăicu m-a învățat să cânt, până să ajungă la momentul la care să nu mai aibă nimic de comentat, a făcut ca în momentul în care am ajuns să văd un medic orelist pentru prima oară. Vă dau timp. Și asta s-a întâmplat de curând, nu știu, în urmă cu jumătate de an. S-a uitat la corzile vocale și mi-a zis: Doamne, sunt atât de suple, de frumoase, de albe, corzile astea vocale n-au avut nicio problemă niciodată, n-ai niciun fel de nodul, n-ai... Și am fost foarte fericită să aud că e așa. Și l-am sunat pe domnul Țăicu și i-am spus: domn profesor, am fost lăudată pentru felul în care mi-arată gâtul și asta știu că e numai datorită dumneavoastră. Dacă nu m-ați învățat să cânt, nu cred că aș fi putut să fac tot ce am făcut fără să-mi stric gâtul. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm. Aveați 18 ani când ați plecat din Baia Mare și ați venit la facultate în capitală. Primii ani de studenție în care ați locuit în casa mătușii din cartierul Ferentari au fost marcați de lipsuri. Vă citez. În perioadele în care nu făceam baking și nu mergeam la concursuri, trăiam într-o sărăcie lucie. Se întâmpla să nu avem decât pâine cu margarină sau mămăligă cu mămăligă. V-ați obișnuit greu cu agitația și cu ceea ce ați numit tupeul din București, însă ați recunoscut că încetul cu încetul capitala v-a învățat să fiți mai îndrăzneață, să nu vă lăsați făcărită de oricine și să priviți orașul natal cu alți ochi. Vă citesc din nou. Baia Mare este minunată, dar mi se pare monotonă după ce am experimentat îndelung trepidația capitalei. Bucureștiul acesta uriaș și răutăcios nu m-a învins, chiar dacă uneori iau medicamente homeopate pentru a-mi restabili echilibrul energetic. Urmează întrebarea. Când a devenit Baia Mare prea mică? Foarte repede. Cred că în momentul în care am terminat facultatea deja am simțit că mi-a rămas mic orașul. Țin minte prima oară când, mergând dinspre gară, mergeam cu trenul acasă, în momentul ăla nu funcționa aeroportul din Baia Mare, mergeam dinspre gară înspre hotelul la care locuiam pentru că aveam de cântat, nu stăteam acasă, și mergeam cu o mașină și mă uitam pe stradă și am văzut doi tineri ținându-se de mână și m-am gândit, ăștia sigur sunt rude. E prea mic orașul, n-au cum să nu fie rude. Nu știu, de asta mi s-a părut așa. Deși Baia Mare nu e atât de mic. Însă... în momentul în care te înveți cu agitația unei capitale sau unui oraș mare, mă rog, cred că ai nevoie de un timp de recalibrare să te poți reacomoda cu liniștea pe care o are un oraș ca Baia Mare. Da. Asta cu echilibru energetic nu am zis-o eu, dar sună bine. E adevărat că mă tratez cu remedii homeopate mai degrabă decât cu medicamente, dar asta cu echilibru energetic n-am zis-o eu. Am notat, mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. V-ați îndrăgostit prima dată în anul întâi de facultate, însă relația cu tânărul practicant de karate nu a fost una de lungă durată. Nu v-ați căutat imediat un alt partener, mai ales că aveți un program încărcat și plecați deseori în turneu cu colegii din trupa Rusu Band. Vă citesc. Eu alți oameni în afară de trupă nu vedeam. Ei aveau grijă de mine, eram și singura fată din trupă. Alta mai bună oricum nu vedeau nici ei. La un moment dat ați căzut însă în păcat cu Daniel Crăciun, colegul dumneavoastră de trupă, pe care l-ați descris ca fiind un bărbat abil, cu mult umor și foarte pedant. Ați mărturisit că nu știți totuși cum s-a produs apropierea. Vă citesc din nou. Daniel la ora aceea era însurat. Nici nu-mi trecea prin cap. Eu din prima, când vedeam bărbați cu verighetă, nici nu stăteam să mă mai gândesc. Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-ați încălcat principiile? Nu prea mi-încalc principiile. Aș putea să zic că o fost singura dată. Nu știu dacă... Nu prea mi-încalc principiile. Daniel a fost, de fapt, primul bărbat pe care l-am cunoscut, pentru că până în momentul ăla, oricum eram destul de mică, dar până în momentul ăla am avut, nu știu, tot felul de prieteni, așa se numeau, așa spuneam, e prietenul meu,
Dar erau niște băieți cu care te țineai de mână, nu știu, vreo jumătate de oră seara. Și cam aia era. Nu ajungeau niciodată să-ți intre în casă sau nu ajungeai să mergi vreodată la ei acasă. Nu eram foarte pricepută. N-aveam experiență. Am crescut între băieți, având doi frați mai mari. Eram foarte bine păzită. Mie nu mi se întâmplau lucruri niciodată. Așa că am fost destul de, nu știu, ușor dusă de val. În momentul în care l-am cunoscut pe Daniel, care era un tip mai mare decât mine și care, nu știu, care s-a îndrăgostit în momentul ăla. I s-a întâmplat și lui cum i s-a întâmplat și mie. Amândoi eram foarte tineri, adică aveam 20 ceva de ani. Altfel, în general, în momentul în care am principii, ajung să mi le construiesc și să ajung la concluzia că asta e calea pe care eu vreau să merg, nu prea mi le încalc. Bine, continuăm. Continuăm cu o întrebare roșie. Ați dezvăluit că v-ați intersectat de câteva ori cu soția lui Daniel Crăciun, fie la ei acasă, fie în alte locuri unde mergeați cu colegii din trupă, dar că erați atât de diferite încât nu ați legat niciodată o relație de prietenie. După ce soțul i-a mărturisit că avea o relație extraconjugală cu dumneavoastră, aceasta v-a contactat și ați avut o confruntare telefonică. I-ați spus că îi înțelegeți supărarea, dar că nu considerați că dumneavoastră sunteți cea căreia trebuie să îi ceară socoteală. Vă citez. I-am spus așa soției lui. Eu nu ți-am promis niciodată nimic. Nici fidelitate maximă, nici nu te-ai măritat cu mine. Cu mine nu ai nimic de împărțit. Eu nu ți-am înșelat așteptările în niciun fel. Descurcă-ți problemele. Urmează întrebarea roșie. Ați avut vreodată remușcări? În ceea ce privește această poveste, nu. În ceea ce privește această poveste, nu. Sunt convinsă că dacă lucrurile nu trebuie să se întâmple așa, nu s-ar fi născut Daria. Mi este foarte clar, ăsta e indicatorul meu. Pe de altă parte, acum, cu vârsta pe care o avem acum, și eu și Amalia, o cheamă pe fosta soția lui Daniel, am ajuns să mergem la un concert al băiatului ei, împreună, noi două și Daniel, și mi s-a părut un act de maturitate, nu știu cum să zic. Am fost bucuroasă să putem sta în același loc împreună fără resentimente, fără, nu știu, să ne uităm urât una la cealaltă sau să ne vorbim urât sau, nu știu, cred că am înțeles amândouă acum, fiind oameni mari, că eram tinere și cred că nu înțelegeam exact ce înseamnă în momentul ăla o familie sau o promisiune sau nu că nu înțelegeam ce înseamnă să ai familie, că ai văzut seama acasă fiecare dintre noi, dar să construiești o nouă familie, să construiești o tânără familie, nu cred că înțelegeam în momentul ăla nici unii din noi trei. Așa că în ceea ce îi privește pe ei doi sau pe noi trei, nu cred că am avut remușcări. Cred că am apucat să ne lămurim atunci, nu știu, până să apară Daria, noi am apucat să lămurim toți trei. Și după primul telefon în care sigur că s-a urlat, am urlat una la cealaltă sau, mă rog, într-o parte s-a urlat mai tare decât în cealaltă, pe urmă am avut discuții normale. Eu sunt un om care se ceartă cu argumente. Eu nu prea ridic tonul, că nu-mi permit să-mi stric gâtul. Dar sunt convinsă că așa trebuia să se întâmple. Onest, asta e părerea mea. Cred că așa trebuia să se întâmple. Mulțumesc. Mergem mai departe. Aventura cu Daniel Crăciun s-a transformat într-o relație de lungă durată, v-ați mutat împreună și înainte ca el să divorțeze, ați aflat că urmează să deveniți părinți. Aveați însă o sarcină cu probleme care vă punea viața în pericol, așa că ați fost nevoită să faceți avort. Partenerul a fost tot timpul alături în perioada de recuperare și ați povestit că peste 3 luni, când ați mers din nou în cabinetul doctorului ginecolog pentru control, acesta v-a spus felicitări, așa da, asta e o sarcină bună. Pentru că nu vă așteptați la o asemenea veste și nici nu erați pregătită să deveniți mamă, ați luat în calcul varianta de a renunța și la a doua sarcină. Vă citez. Doctorița mi-a spus, miercuri sunt de gardă la spital. Dacă nu vii miercuri, salutare. Eu am sunat-o marțiară, mi-a răspuns soțul ei și mi-a zis că doamna doctor este bolnavă și nu ajunge toată săptămâna la spital. Pe mine m-a umflat râsul și am zis, bine, spuneți că o să ne întâlnim în fiecare lună. Urmează întrebarea. Ați lăsat o întâmplare să vă dicteze destinul? Eu nu cred că există întâmplare. Eu cred că toate lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, în momentul în care trebuie să se întâmple. Eu nu cred în coincidență
Eu nu cred în întâmplare. De-aia am spus că sunt convinsă că așa trebuia să se petreacă lucrurile. Da. Nu era ca și cum ne-am fi propus să fim părinți. Nu era ca și cum nu știam ce înseamnă prevenția. Daniel era student la medicină. Nu eram idios niciunul, adică, dar... Cred că Daria își dorea foarte tare să ajungă aici și acum, că există, îmi dau seama ce greșeală enormă aș fi făcut dacă aș fi renunțat la sarcina asta. Numai că, iară cum zic, nu există întâmplare. Dumnezeu mi-a scos în cale un medic inteligent care a știut să vorbească în așa fel încât eu să înțeleg. Ea mi-a spus atunci, ok, dacă tu crezi că asta nu e o sarcină pe care să ți-o dorești, pentru că nu ești căsătorită, n-ai casă, n-ai masă, n-ai mașină, eu zic să așteptăm să te măriți, să-ți găsești nu știu ce job vrei, că ăsta nu e suficient, să-ți iei tu mașină, să-ți iei casă, după aia să vrei o mașină mai mare, după aia să vrei un castel, după aia să vrei elicopter, după aia să vrei să faci copil și eu nu te mai pot ajuta. Un copil nu crește cu nimic din toate astea, un copil crește cu ceva ce tu ai deja. Dragoste îi trebuie, atât. Și eu îți promit că o să fie așa. Și a avut dreptate. Motiv pentru care și în ziua de azi, doamna doctor Lorena Turculeț este medicul meu. Este o femeie pe care o sun în fiecare an, pe 15 aprilie, să-i mulțumesc că Daria există. Mulțumesc. Continuăm. Aveți 22 de ani când ați rămas însărcinată, iar prima persoană pe care ați anunțat-o a fost tatăl dumneavoastră, pe care vestea că va deveni bunic l-a bucurat enorm. Vă citez. Tata a spus că se bucură foarte tare pentru că îi era teamă că o să moară și nu o să apuce să-și vadă primul nepot. Dacă de reacția tatălui nu v-ați temut nicio secundă, nu același lucru se poate spune și în legătură cu bunicul dumneavoastră. Mi-ați vorbit puțin mai devreme. Vă citez din nou. Frică îmi era de bunicul din partea mamei, cel care era preot. Eram nemăritată, îți dai seama. Când ne-am întâlnit, i-am zis, n-o spune, zile toate. El s-a uitat la mine și mi-a zis, cum te-ai putut gândi că am să te acuz vreodată? A fost cea mai bună hotărâre pe care o puteai lua. Vreau să știu dacă faptele dumneavoastră au atras vreodată asupra familiei propriul comunității. Urmează întrebarea. V-ați temut că veți fi renegată de familie? Cred că eram ușor inconștientă și, nu știu, atât de stăpână pe mine și pe ce știam să fac, încât nici măcar nu-mi păsa. Adevărul adevărat este că nu l-am sunat pe tata niciodată să-i spun că o să am un copil. De fapt, nu i-am sunat pe niciunul din casă. Doar fratele meu mai mare, Alexandru, știu că mă suna la un dat și îmi zicea, mă, tu ai început să te îngrași, s-a întâmplat ceva, ai să-mi spui ceva? Și eu ziceam, nu, când o să am ceva să spun, o să te sun. Nu le-am spus, de altfel sarcina mea nici nu s-a văzut, nu știu, până eram 5 luni jumate și încă nu se vedea, adică tot pe la 50 și ceva de kilograme eram, nu cred că ajunsesem la 60 de kilograme încă, și medicul meu, Lorena Turculeț, îmi spunea, draga mea, o gravidă care se respectă, nu neapărat trebuie să se vadă, trebuie să-și pună o pancartă pe ea pe care, adică mi-ar fi spus orice credea că am nevoie să aud în momentul ăla că eu să fiu liniștită. Nu cred că m-am gândit. Acum știam exact cu cine am crescut, cu cine am locuit în casă până să plec la facultate. Nu m-am gândit că m-ar renega. M-am gândit eventual că o să se uită la mine și să zică ți-am spus eu că până la urmă tot o să ne faci de râs sau nu știu ceva de felul ăsta. Iar oprobriu, am avut parte, cred că, în momentul ăla de oprobriu național. Nu știu, cel puțin o vreme, mi-amintesc titlurile din ziare a unor oameni care azi... Sigur, îmi vorbesc cu dumneavoastră, mă sună și să mă invite la emisiuni la care nu ajung niciodată, pentru că au avut grijă să fie extrem de acizi în momentul ăla în care eu n-aveam nevoie de așa ceva. Nu cred că în momentul ăla erau foarte multe alte persoane care să îndrăznească, să facă copii din dragoste, fără să se fi căsătorit cu acte în fața statului sau, mă rog, în biserică, în fața lui Dumnezeu. Ce v-a spus tata? Vă dau timp. Nu mi-amintesc. Sincer, nu mi-amintesc. Deci bănuiesc că nu a fost ceva foarte rău, că dacă era ceva foarte rău, mi-aș fi adus aminte. Nu știu, o fi zis bravo, sincer, nu mi-amintesc. Nu m-am gândit niciodată la asta. Mulțumesc. Continuăm. Pentru promovarea primului dumneavoastră album, Cântece din Țara de Sus, a susținut în ianuarie 1998 la Teatrul Mic spectacolul O întâmplare a ființei.
Ați avut-o alături pe actrița Leopoldina Bălănuță, care a recitat versuri de Ana Blandiana, Nicolae Labiș sau Nikita Stănescu. Ați afirmat că această colaborare v-a ridicat cota în lumea showbizului și v-a marcat în plan personal. Vă citez. Eram însărcinată în 6 luni și ea, care nu a avut copii, m-a atins ușor pe pântec și m-a felicitat. Am fost foarte impresionată de gestul ei și, dintr-o dată, m-am simțit foarte puternică. În toamna acelui așa, în octombrie 1998, Leopoldina Bălănuță părăsea această lume. Urmează întrebarea. Care au fost marile întâlniri ale Narcisei Suciu? Au fost mai multe. Prima mare întâlnire pentru mine a fost un om pe care l-ați pomenit mai devreme, se numea Petru Damșa și a fost primul profesor de la care am învățat să cânt și la chitară și să cânt. Și a fost pentru mine la fel de prezent ca tata. L-am pierdut la scurtă vreme după ce am pierdut-o pe mama, într-un accident stupid, dar el a fost prima mare întâlnire. Au fost mai multe. Pe urmă a fost o întâlnire pe care vreau să o pomenesc acum, tocmai pentru că ați pomenit despre spectacolul făcut la Teatru Mic. Paul Nanca a fost managerul meu mulți ani. Soția lui Dana Cristescu în acel moment a fost cea care a avut ideea spectacolului și care l-a, mă rog, pus în... care i-a dat viață, de fapt. A fost cea care s-a zbătut ca el să existe. Am întâlnit atât de mulți oameni. Nu știu, mi-amintesc acum de întâlnirea cu Joan Baez. Felul în care... Să vorbim. Da, felul în care m-a tratat această personalitate extraordinară. Întâlnirea cu Mircea Rusu n-a fost întâmplătoare cu siguranță, pentru că cel puțin unul din cântecele pe care el le-a scris și eu le-am cântat au ajuns să mă aduc în fața oamenilor care iubesc muzica folk. Domnul Țăi, cu care m-am învățat să cânt călce altfel, sigur aș fi ajuns undeva să-mi tratez corzile vocale. Nu știu, atât de mulți... Eu sunt în relație bune cam cu toată lumea. Nu știu, aseară, de exemplu, am cântat împreună cu Mircea Baniciu și a fost așa o bucurie să ne revedem. Sunt foarte puțini colegii de breaslă cu care n-am o relație foarte bună. Foarte puțini, nu știu, foarte puțini. Întâlnirea cu Cristi Minculescu a fost extraordinară. Faptul că am ajuns să le scriu textele la ultimul album pe care cei din formația Iris, așa cum noi o știam, l-au făcut împreună. Am scris... toate textele de pe albumul, la mai puțin cântecul pe care l-au împreună cu Puia. Și asta a dezvoltat o altă dimensiune a mea. Nu știu, sunt atât de mulți oameni cu care am făcut lucruri foarte faine, că acum mi-e și frică că o să uit, să-i pomenesc. Nu știu, sunt mulți oameni cu care am făcut lucruri extraordinare. Mulțumesc. Continuăm. În 1998, la câteva luni după ce ați născut, partenerul dumneavoastră a divorțat de soție, însă chiar dacă relația a mai continuat un timp, nu v-ați căsătorit niciodată. V-ați motivat decizia astfel. Dacă nu am căsătorit înainte de a se naște copilul, ce nevoie aveam de acte? Tocmai îmi demonstrase că actul acela nu însemna nimic. Ați lucrat pe toată perioada sarcinii, iar după naștere v-ați întors foarte repede pe scenă. A fost perioada în care ați simțit enorm lipsa mamei, vă citez, până la nașterea Dariei, eu nu văzusem niciodată un nou născut, chiar nu știam absolut nimic. M-ar fi ajutat foarte mult să fie mama lângă mine. Ați spus că ați primit un ajutor nesperat din partea unei moașe din spital, care, impresionată de situația dumneavoastră, s-a oferit să vă viziteze zilnic pentru a se ocupa de micuță și pentru a vă învăța cum se îngrijește un bebeluș. Urmează întrebarea. Care este cea mai grea lecție învățată ca mamă? Nu vine nimic așa, lecție grea. Eu am avut noroc cu prietenele mele, zic foarte des, ai făcut ceva bun pe lumea asta, deci ți-a dat Dumnezeu așa un copil bun. Eu n-am avut probleme reale cu copilul ăsta niciodată. Însă, acum îmi vine în minte un moment în care Daria îmi spunea că se simte rău, cred că avea 4-5 ani și eu credeam că încearcă să evite în momentul în care trebuia să meargă la culcare. Și am văzut-o dintr-o dată că se face albastră, cinotică, și m-am speriat foarte tare. Am sunat la ambulanță, m-am folosit de numele meu, ambulanța a venit în, nu știu, 2-3 minute, până în momentul în care ambulanța a ajuns la noi,
dar ea și revenise. Era o epidemie de scarlatină în momentul ăla în grădiniță, despre care încă nu știam. Aia era scarlatină. În momentul ăla mi-aș fi dorit să o ascult prima oară când a spus nu mă simt foarte bine. Dacă mergeam în momentul la spital, n-aș fi văzut o albastră. Ăla a fost un moment care m-a marcat. Altfel, sincer, nu prea am avut probleme reale, grave, cu ea, în așa fel încât să fie o lecție grea. Nu prea mi s-a întâmplat. Am avut... M-a iubit cineva atât de tare încât mi-a dat un copil atât de bun, care a avut înțelegere și cu faptul că eram atât de tânără încât nu știam exact cum trebuie să fii mamă. Am învățat să... I-am spus de foarte devreme, știi, copiii când vin, nu vin cu manual. Nu învățăm cum să creștem copiii, noi învățăm în fiecare zi. Eu n-am avut niciodată o fetiță de 5 ani cum am astăzi. N-am avut niciodată o fetiță de 12 ani cum am astăzi. E prima oară când mă întâlnesc cu lucrul ăsta și învăț. Și dacă greșesc, e din cauza că încă nu știu, dar învăț în fiecare zi. Mulțumesc. Continuăm. În 2021, îndrăgita fetiță Zurli a făcut primul ei duet muzical și v-a ales pe dumneavoastră pentru a interpreta împreună piesa Spune-mi Mami, compusă de Marius Moga, pe versuri scrise de Mirela Retegan. Nu a fost prima dată când v-ați implicat într-un proiect muzical dedicat copiilor. În 2006 ați acceptat propunerea textirei și compozitoarei Liliana Ștefan și ați înregistrat albumul Cântece de Leagăn, parte din cunoscutul proiect Cutiuța Muzicală, cu care ați avut cele mai mari vânzări, obținând triplu disc de platină pentru cele două volume, aportate în 2006 și 2007. Vă citez. Sunt foarte preocupată de lumea aceasta a copiilor, datorită Darii, desigur, dar și pentru că sunt foarte sensibilă la problemele lor. Urmează întrebarea. Cu ce cântec de leagăn vă adormeați fica? Vai, nu o să vă vină să credeți, probabil, însă eu nu aveam voie să-i cânt Dariei. Pentru că Daria nu vrea să mă audă cântând niciodată. Lucru pe care nu reușeam să-l înțeleg. Îmi cer scuze. Însă am reușit să vorbesc despre asta cu un specialist, cu un psiholog la un moment dat, și mi-a explicat că atunci când eu, mă rog, noi cântăm, noi ne transformăm. Eu nu arăt la fel ca și atunci când vorbesc pur și simplu în casă. Eu sunt altcineva în momentul în care fac asta și că copilul nu-și recunoaște mama și se sperie. Lucru pe care l-am înțeles la un moment dat din postura de spectator a iubitului meu care cânta în momentul ăla la chitară și l-am văzut altfel decât era în casă. El care în casă era un tip calm și calin și blând. Pe scenă era un animal, nu știu cum să zic, era o persoană violentă, era... și nu-l recunoșteam. Și în momentul ăla am înțeles. Așa că eu, Dariei, i-am cântat foarte rar când era mică. Pe urmă, după ce a crescut, sigur că de câte ori are ocazia să vină la un spectacol de-al meu, e prima care se bucură să facă asta. A crescut... mă rog, din adolescență spre tânără femeie, spunând, Doamne, dacă aș fi avut vocea ta, Doamne, dacă aș fi putut să cânt ca și tine. Dar când eram mică, n-aveam voie să cânt. Nici măcar, nu știu, nu puteam să iau cu mine la un spectacol să stea în sala în care cântam. Dacă venea cu mine, trebuia să stea undeva în culise, în așa fel încât să nu, nu știu, să emoționa foarte tare și nu putea să o ducă. Așa că dacă am cântat Cântece de Leagăn, cred că nu cântam eu, nu știu, cred că îi puneam... Îmi țin minte că îi puneam Tom Jones. La Tom Jones se calma. Dar eu n-aveam voie să cânt. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Proveniți dintr-o familie cu 4 copii și fiind singura fată, a trebuit să aveți grijă de fratele mai mic după ce v-ați pierdut mama. Peste ani, fratele cel mare s-a mutat la București, după ce ați născut, necăsătorită fiind, și v-a ajutat să o creșteți pe Daria. Vă citez. Am avut noroc cu fratele meu, Emil, care mi-a promis că va avea grijă de Daria încă din prima zi când am adus-o acasă de la maternitate și până în prima zi a ei de școală. Și așa a fost. 7 ani. Emil nu a ieșit din casă decât în interesul Dariei. Apoi s-a întors la Baia Mare. Erați la un spectacol când ați fost anunțată că fratele dumneavoastră s-a stins la numai 56 de ani din cauza unei ciroze hepatice. Recent ați făcut următoarea mărturisire. Ne certaserăm și nu mai vorbeam de vreo 2 ani. Vreau să știu de ce v-ați certat cu fratele dumneavoastră care v-a ajutat atât de mult
și dacă regretați că nu v-ați luat rămas bun de la el. Urmează întrebarea roșie. Ați fost o soră bună? Nu știu dacă am fost o soră bună pentru Emil, deși eram convinsă în momentul în care lucream împreună în București că sunt. Cred că am fost foarte dură în ceea ce îl privește. Nu știu, vreau să cred că am fost o soră bună, dar nu sunt sigură. N-aș putea să zic cred că am fost o soră bună, dar vreau să cred că am fost. Iar motivul pentru care ne-am certat erau principii. Erau principii. I-am spus, dacă o să faci așa, eu o să fac așa. E alegerea ta. Și el a ales să facă așa, fiind convins că în cele din urmă o să mă îmbuneze cumva. Numai că eu, având principii construite și stabilite în momentul ăla, clar, nu o să fac altfel decât așa cum mi-am propus. Da. Asta s-a întâmplat. Da. Eram la Brăila, aveam spectacol la Brăila. În seara de dinainte m-am trezit dimineața la 6 cu telefon de la spitalul din Baia Mare în care am fost anunțată că l-am pierdut. Ați pierdut? Ați plătit oare un preț prea mare pentru niște principii? Sunt convinsă și nu cred că e singura dată. Sunt convinsă că am fost încăpățânată în situații în care nu era nevoie să fiu. Sunt convinsă că sunt doar niște limitări pe care ni le stabilim singuri, că ni se pare că așa își dorește societatea, că așa se cade și așa se cuvine. Ați schimbat ceva la dumneavoastră? N-aș schimba, că asta e rezultatul lucrurilor pe care vreți, adică ceea ce avem astăzi, ce am, ce sunt, ce vedeți, este rezultatul lucrurilor pe care le-am făcut, le-am gândit, le-am simțit în toți anii ăștia. Mie îmi place de mine astăzi. Aș fi putut să îmi placă de mine un pic mai devreme, dar e bine și acum. Alții nu reușesc să o facă toată viața. Vă e dor de fratele cel mare? Vă dau bine. Se întâmplă să-mi fie dor de el, se întâmplă să avea un umor fantastic, dar se întâmplă să nu mă gândesc la el deloc. Se întâmplă cum, nu știu, cum ni se întâmplă tuturora. Știu că ar fi frumos să spun altfel și știu că în situații de felul ăsta e de preferat să vorbești așa cum se așteaptă lumea să audă, dar ăsta e adevărul. Câteodată nu mă gândesc la el, câteodată mi-e dor de el, câteodată mă gândesc la el și mă enervează în continuare. Mulțumesc! În 2005, când erați deja o artistă cunoscută, v-ați înscris la o a doua facultate, cea de științe politice, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. V-ați explicat alegerea în felul următor. De ceva vreme tot spun că o să candidez la ceva cumva. Și asta pentru că, în foarte multe situații, fac foarte multe lucruri pentru niște copii, dar fac eu singură. Dacă aș fi o instituție, probabil că ar fi și buget și investiții și aș putea să fac mai mult. În politică nu ați intrat, dar ați continuat să ajutați copiii prin tot felul de acțiuni caritabile. Ați mai spus că violența fizică vă repugnă și dacă în parc vedeți un copil bruscat de un părinte, îi spuneți așa, du-te și sună la 112. Niciun adult nu are voie să bată un copil, nici măcar maică-sa. Vreau să știu dacă ați terminat Facultatea de Științe Politice și ce funcție publică v-ar ajuta în demersurile dumneavoastră? Urmează întrebarea. Câte lucruri ați lăsat neterminate? Sunt un om care lasă lucruri neterminate des, nu știu, săptămânal. Și asta e o discuție pe care o am foarte des cu prietenele mele, atunci când vorbim despre ceea ce se cheamă lucru de mână, care mie îmi place foarte tare, îmi place să fac, nu știu, orice ține de fire, adică tricotez, croșetez, brodez, lucruri de felul ăsta, nu le termin niciodată, pentru că nu mă interesează neapărat rezultatul finit, dar îmi place procesul. Îmi place timpul pe care mi-l dă și felul în care îmi limpezește mintea acțiunea asta mecanică. Le termin foarte rar. De cele mai multe ori nu le termin sau de cele mai multe ori în momentul în care ajung la ultima linie, nu știu, la retușuri, îmi dau seama că mi-ar fi plăcut mai mult să fi fost altfel și le desfac. Se întâmplă foarte des. Nici prima facultate nu am terminat-o în sensul că n-am dat licența și nici pe a doua, nici la a doua n-am dat licența, însă lucrurile pe care le-am învățat acolo îmi folosesc în fiecare zi, așa cum mă refer la Babeș-Bolyai, la facultatea de la Cluj. Tot ce am învățat acolo și la retorică și la, mă rog, toate lucrurile pe care le-am învățat acolo îmi folosesc în fiecare zi. Nu cred că
o hârtie acreditată, sigur, de o minte luminată de cele mai multe ori, te ajută să faci mai mult decât ai putea să faci neavând hârtia aia în buzunar. Sigur că ar fi fost mult mai bine dacă reușeam să o termin și reușeam să îmi dau licența. Adică nu încurajez pe nimeni să facă cum fac eu, să, nici să procrastineze, nici să nimic de felul ăsta. Asta sunt eu astăzi. Asta e felul de om care sunt astăzi. Se întâmplă foarte des să las lucrurile neterminate. Mă întorc de obicei asupra lor și încerc să le dau un fel de capăt de cerc. Mulțumesc! În 1997 ați cântat la Sala Palatului în deschiderea concertului susținut de cântăreața americană de origine mexicană, Joan Baez. Printre piesele pe care le-ați interpretat s-a numărat și Nu-i Lumină Nicării, care a impresionat-o în mod deosebit pe celebra artistă. Vă citez, a rămas fascinată și m-a îmbrățișat cu mare dragoste, invitându-mă să concertez alături de ea pe coasta de vest a Americii. Nu am putut ajunge. V-ați revăzut însă 7 ani mai târziu, în 2004, când ați deschis din nou spectacolul susținut de ea la București. Presa scrie că de această dată Joan Baez a pregătit tuturor o surpriză și a cântat alături de dumneavoastră în limba română piesa maramureșană Rău mă dor, ochii mă dor. Tot în anul 2004 ați cântat alături de trupa dumneavoastră Gașca de acasă și în deschiderea concertului susținut de artistul italian Nino D'Angelo. Vreau să știu care a fost cea mai onorantă colaborare pe care ați avut-o până în prezent? Urmează întrebarea. Cine ați vrea să vă cânte în deschidere? Dar tocmai ce ziceam acum câteva minute, că pentru mine nu contează ordinea intrării în scenă. Pentru mine, sincer, niciodată n-a contat. Sau nu știu, poate când eram foarte tânără și aveam mai mult orgoliu, poate în momentul ăla. Dar nu mă interesează cine cântă în deschidere. Mi-ar plăcea să pot vreodată cumva să cânt pe aceeași scenă și eventual, dacă s-ar putea, în același cântec cu Sting, care mi se pare un artist complet. Îmi plac și o grămadă de colegi de artiști români. Mi-ar plăcea să pot să cânt cu Alina Manole un cântec de-al ei, un cântec scris de ea. Mi-ar plăcea să pot să cânt un cântec, să se înregistreze un cântec pe care să-l cânt împreună cu Mircea Baniciu. Cânt împreună cu Dinu Olărașu și este unul dintre artiștii mei preferați. Nu știu, sunt o grămadă de oameni cu care mi-ar plăcea să cânt și nu-i musai să-mi cânte în deschidere. Deschid eu concertul. Bine, am notat. În 2004 ați început o relație cu bluesmanul Rareș Totu, care el însuși, părinte, a reușit să facă față cu briu avalanșei de întrebări la care fiica dumneavoastră l-a supus în momentul în care l-a cunoscut. Deși v-ați mutat împreună, relația nu a funcționat pe termen lung. În 2009, pentru a putea comunica mai des cu prietenele dumneavoastră, v-ați deschis un cont într-un spațiu virtual unde fiecare participant era reprezentat de un avatar. Ați început să explorați acea lume și ați fost abordată de Veiko Mietinen, cetățean finlandez, care avea ca avatar un vampir. Vă citez. Eu am fost categorică. I-am zis, eu sunt chiar din Transilvania, deci chestia asta cu vampirii, uit-o. Deși nu vă doreați o relație la distanță, i-ați oferit totuși vampirului șansa de a vă cunoaște. Urmează întrebarea. V-a schimbat un vampir din online viața reală? Da, mi-a schimbat viața total. Eu nu căutam o relație, în primul rând, ieșisem din relația cu Rareș în momentul ăla, dar nu căutam o relație pentru că eu întotdeauna am fost de părere și le-am învățat pe prietenele mele atunci când și-au dorit să mă asculte că e bine să-ți lași un pic de timp pentru tine. Bucură-te de el, nu se întâmplă foarte des. În momentul în care am ajuns acolo, era abordat zilnic, nu știu, fiecare oră de cineva. Însă cu Veiko a fost o chestie specială, drept dovadă, mă rog, am ajuns să ne căsătorim, dar faptul că el nu era acolo nici să piardă vremea ca și mine cu prietenii, nici să, nu știu, agațe o viitoare victimă, ci era acolo la serviciu, efectiv, m-a făcut să cred că totuși eu un om serios. Și am dat o șansă să vorbim, să ne cunoaștem, efectiv. A durat ceva până am ajuns să ne întâlnim față în față, dar faptul că i-am dat o șansă să vorbim
pentru mine a fost un semn, pentru că nu vorbeam cu, nu știu, toată lumea cu care mă intersectam acolo, în spațiul ăsta virtual, că nu ăsta era scopul pentru care eram acolo. Dar întâlnirea cu el, da, mi-a schimbat viața, în sensul că am renunțat la tot ce construisem până în momentul ăsta despre care vorbim în România și în casă și carieră și, mă rog, tot ce aveam, și m-am mutat aproape de Polul Nord ca să putem fi o familie. Mulțumesc! Mulțumesc! Despre prima întâlnire cu Veico, antropolog și unul dintre pionierii web design-ului și ai jocurilor pe calculator din țara lui, i-ați spus așa: când l-am văzut în România, am avut senzația că m-am întâlnit cu cineva atât de apropiat de sufletul meu, cum cred că numai mama mea a fost. Am simțit liniște. M-am simțit protejată și liberă să fiu eu. A urmat vizita dumneavoastră în Finlanda, unde ați fost încântată să-i cunoașteți părinții, mama, care practica yoga chiar și la 80 de ani, și tatăl, militar de carieră, fost general de armată. Despre bunicul lui ați aflat că a fost comandor de marină și inventator. Deși fericită alături de el, nu vă grăbeați deloc la măritat. Vă citez: el insista să ne căsătorim. Eu nu voiam. Nu am vrut când eram gravidă, de ce aș fi vrut atunci? Și mi-a promis 30 de ani de liniște, după 30 de ani destul de grei. Și am acceptat. Pe 8 martie 2010 v-ați căsătorit. Urmează întrebarea. S-a ținut soțul dumneavoastră de cuvânt? Aproape în fiecare zi. Da. Firește că nu e totul lapte și miere, că nu există așa ceva. Însă este în continuare cel mai... cred că cel mai deștept om pe care l-am întâlnit vreodată, și pentru mine asta, mă rog, e important, pentru alții n-o fi, dar pentru mine e. Este un om pentru care onoarea e cea mai importantă valoare, și asta pentru mine e important. E un om care mă cunoaște așa cum sunt și mă acceptă așa cum sunt. E un om care mă încurajează să fac ce știu să fac și ce îmi place să fac și ce îmi face bucurie. E un bărbat care mă lasă să colecționez parfum, am peste 400 de sticle de parfum, nu știu care altul, nu știu câți alții ar fi fost de acord cu asta. E un bărbat care a știut să fie părinte pentru Daria într-o perioadă delicată, adică în adolescența ei. E omul care a învățat-o să meargă cu bicicleta, e omul care a învățat-o să noate, e omul care a învățat-o să schieze, să patineze. E omul care a fost lângă ea într-o iarnă în care eu cântam în România și ea a colectat de pe undeva, de pe la școală, păduchi și a despăduchiat-o. Noi nu văzusem păduchi în viața noastră, nici eu, nici ea, și habar n-aveam ce trebuie făcut. Și el m-a sunat și mi-a zis: stai liniștită, mă descurc, nu e prima oară când văd păduchi, am făcut armata. Și s-a descurcat și cu asta și, nu știu, e un om care a făcut lucruri pe care eu nu o să le uit niciodată. Și dacă n-a reușit să-mi dea în fiecare zi liniștea pe care mi-a promis-o în următorii 30 de ani, a făcut alte chestii care atârnă mult mai greu decât faptul că, nu știu, mi-a spus mie nu într-un moment în care eu vreau să-mi spună da. Mi-a spus că vă lasă să colecționați parfumuri. Vă dau timp. I-ați spus că v-ar plăcea cândva să vă călugăriți? Știe povestea, l-am și dus la un moment dat la Mănăstirea Bârsana. I-a plăcut foarte tare locul și am zis: eu cred că aici o să finalizez. Și? Și el a zis: dacă cumva am norocul să plec înaintea ta, poate că da, altfel nu văd cum. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Continuăm. V-ați mutat din România în 2010, însă ați revenit de mai multe ori în țară pentru a fi aproape de publicul dumneavoastră, despre care spuneți că v-a primit mereu cu entuziasm. Vă citez: o singură temere aveam, aceea că mă identificam prea tare cu piesele cu care mă lansasem la Cerbul de Aur și mă săturasem să tot cânt Mocirița și Țurai. Mă gândeam că lumea o să spună că alte cântece nu mai știu. Ați acceptat ideea că fanii vor să audă iar și iar anumite piese, după ce ați realizat că și dumneavoastră vă doriți același lucru de la artiștii preferați. Vă citesc din nou: dacă mă duceam la un concert al lui Baniciu, voiam neapărat să ascult Eșarfă în Dar și Andri Popa. Și atunci, de ce aș fi crezut că cei care vin la concertele mele sunt altfel? Urmează întrebarea. Ce nu veți cânta niciodată? Pentru că ați pomenit mai devreme de o colegă de concursuri de Minodora, declarația suna un pic dur, dar probabil că așa am zis, că așa ar fi fost în momentul ăla. Eu știu în ce fel poate să cânte
femeia asta, ce voce fantastică are, ce timbru special are și știu ce poate să cânte, că am auzit-o cântând tot felul de lucruri. Faptul că alege să cânte genul ăsta de muzică, ceea ce se numește generic manea, e sigur o alegere personală pe care eu o respect, n-am nimic de comentat. Eu n-aș cânta niciodată așa ceva, pentru că nici nu știu să cânt așa ceva, pentru că n-o simt, că nu e în mine și n-aș fi credibilă, n-aș putea să o vând. Adică aș face-o degeaba, ar fi efectiv ceea ce românul numește frecție la picior de lemn. Ar fi absolut inutil, niciodată n-aș cânta așa ceva. Am notat. Mulțumesc. Deși sunteți prezentă și la evenimente care se desfășoară în România, ați recunoscut că le preferați totuși pe cele organizate în afara țării. Vă citez. În România se schimbă lucrurile de la o zi la alta. Semnezi un contract și constați că nu te poți baza pe el. Se întâmplă să nu fie sunetul bun, să nu fii plătit așa cum ți s-a promis, să nu fie bine organizat. Ați susținut de mai multe ori spectacole pentru românii din diaspora și ați mărturisit că de fiecare dată v-au impresionat cu dorința și cu eforturile lor de a-și păstra vii tradițiile, chiar și la mii de kilometri depărtare de casă. Un astfel de eveniment de care vă amintiți cu bucurie este cel organizat în 2002 în Germania, la Köln. Vă citez. În fiecare casă de români în care am intrat, am găsit un colțișor decorat în stil tradițional, o icoană veche, iar pe masă bucate de țlingeai degetele. Acolo am petrecut cele mai autentice sărbători românești de până acum. Urmează întrebarea. Ce au în plus românii din diaspora? Acum eu sunt aproape că sunt unul dintre românii din diaspora, că mă rog, am libertatea să mă duc și să mă întorc de câte ori vreau, neavând un serviciu de la 9 la 4, așa cum majoritatea lumii are. Declarația asta nu mi-am gândit să o fi făcut, dar probabil că o fi făcut-o la un moment dat, cine știe, voi fi avut vreo, dacă e după 2002-2003, posibil. Pentru că în zilele noastre lucrurile stau foarte bine din punct de vedere tehnic și în România. În momentul în care semnezi un contract, contractul e contract. În momentul în care ajungi la scenă, sunetul e bun și așa mai departe. Lucrurile astea s-au schimbat între timp, dar probabil că în momentul ăla așa era. De altfel, urmează să plec la sfârșitul anului din nou în Canada, să mă întâlnesc cu românii de acolo, pentru că n-am mai fost, nu știu, de ani de zile și am tot amânat-o. De data asta o să merg. Nu știu, că nu pot să generalizez, adică pe mine mă enervează foarte tare stereotipia, dar știu că oamenii care reușesc să se desprindă de acasă și să-și facă un rost oriunde în lume, acum am probat-o, e la prima mână, nu e ușor. Nu e ușor să nu îi ai pe, nu știu, prietenii din școală, din liceu, din facultate, să nu îi ai lângă tine în momentul în care ai chef să efectiv te vezi cu cineva să bei un pahar cu apă sau un suc sau un vin sau habar n-am, să stai o cafea dimineața cu o prietenă din liceu și nu poți să faci asta. Sunt zile în care vrei să vezi efectiv străzi pe care umblai în fiecare zi când tu mergeai la serviciu sau la liceu sau la școală. Sunt zile în care, nu știu, ți-e dor să intri într-un magazin în care ai avut o experiență și lucrurile astea nu poți să le faci. E greu să fii văzut ca un outsider, e greu să te faci acceptat ca unul de ei lor și cred că oamenii care ajung să reușească să facă toate lucrurile astea au ceva în plus. Cred că au un soi de ambiție, cred că au un soi, au un nervitar, nu știu, cred că au abilitatea de a se acomoda în orice loc și în orice situație mai repede decât ceilalți. Cred că au ceva în plus. Cel puțin pentru o bucată de timp, că nu spune nimeni că e forever. Mulțumesc! În Finlanda aveți o viață frumoasă și mai ales liniștită, departe de lumina reflectoarelor. Dacă atunci când locuiați la bloc în București, visați la o casă cu o curte frumoasă, în Finlanda chiar aveți o grădină pe care o îngrijiți cu drag. Ați mărturisit că vă place să croșetați și să tricotați, mi-ați spus deja. Mai mult, v-ați specializat și în arta culinară, vă citez. Îmi place să fac prăjituri de casă, chiar și torturile mi-e foarte bine. Am învățat de dragul soțului meu să fac tot felul de dulciuri, pentru că înainte nu știam să fac decât clătite. Chiar dacă în Finlanda nu urcați pe scenă, asta nu înseamnă că nu cântați niciodată, ba chiar ați făcut-o într-un cadru mai deosebit. Ați povestit așa, am cântat la o mormântare în Finlanda, după ce am cântat eu, preotul a zis că și el este un trubadur și ar vrea să cânte ceva cu chitara și cu vocea. Am făcut concurs care cântă mai de jale. Urmează întrebarea.
La câte înmormântări ați cântat? Doar la mormântarea despre care vorbeam, era vorba de mama lui Veico, de soacra mea. Femeia asta a fost absolut minunată și bună cu mine în fiecare zi. Și în momentul în care, mă rog, cei din familie m-au întrebat dacă aș putea să cânt ceva, ei sunt luterani și, mă rog, toată slujba de înmormântare se întâmplă altfel. Nu există corp fizic, există o urnă, mă rog, există o perioadă de timp din momentul în care îl pierzi pe om și până ajungi să faci ceremonia asta și lucrurile sunt cumva așezate. Și am crezut că o să pot să o fac. Și a fost foarte dificil. Adică am plâns cu toții și eu și ei. Ei neînțelegând ce spun, eu înțelegând ce pierd. Și a fost singura dată când am reușit să cânt un minut și 30 de secunde cât Dumnezeu are cântecul ăsta la o înmormântare. Am fost pusă în situația să o fac din nou în urmă cu puțin timp. Nu știu dacă au trecut 2 luni deja. Când l-am pierdut și pe tatăl lui Veico, pe socrul meu. Și am simțit din nou că mi-am pierdut părinții pentru a doua oară. Și în momentul în care, în aceeași capelă, un alt preot, de data asta militar, pentru că au fost funerarii militare, m-a întrebat dacă aș vrea să cânt, i-am spus, azi nu. N-am putut. Adică n-am putut nici să stau în picioare, nici să deschid gura, nici n-am putut să o fac. Eu l-am iubit foarte tare pe omul ăsta și el pe mine și n-am putut să o fac. Așa că a fost singura dată și sper să nu mai fie nevoie să o fac niciodată. Mulțumesc. În 2009 ați cântat în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare în cadrul unui concert de cântece religioase și pricesne. În 2016 a susținut mai multe concerte de colindă în curtea mănăstirii Bârsana din Maramureș și a fost impresionată de măicuțele care v-au colindat la rândul lor. În 2017 v-ați întors la mănăstirea de pe Valea Izei la invitația Maicii Starețe, care s-a arătat dispusă să vă învețe pricesne și colinde noi. Vă citez. Măicuțele cântau niște colinde cum nu mai auzisem niciodată și doar crescusem la bunicul meu în biserică. Aproape toată luna septembrie am stat la mănăstire, lucrând ziua alături de ele și repetând colinde serile pe prispa chiliei Maicii Starețe. În decembrie 2017 ați lansat albumul Crăciunul meu. Vreau să știu care este colindul dumneavoastră de suflet. Urmează întrebarea. Cum îi vorbiți lui Dumnezeu? Îi vorbesc așa cum îi vorbesc unui prieten care e mai înțelept decât mine și mai experimentat și cu care nu-mi permit să mă trag chiar de șireturi. Dar suntem prieteni. Nu îi vorbesc cu teamă. Nu încerc să mă vopsesc în alte culori decât cele pe care le am. Nu încerc să cosmetizez că ar fi inutil și vorbesc cu vorbele mele, nu neapărat cu vorbe pe care le găsesc scrise în cărți. Colindul preferat? Să știți că în fiecare zi altul, depinde în ce fel mă trezesc. În momentul în care m-ați întrebat, mi-a venit în minte În orașul Betleem. E un colind pe care l-am învățat de la Maica Stareță la Mănăstirea Bârsana. Și care sună ciudat, se duce puțin înspre muzica bizantină, nu-i cunosc originea, nici Maica Stareță n-a știut să-mi spună de unde vine. Nu l-am auzit cântat de nimeni altcineva. Nu știu dacă e din Maramureș, nu știu dacă e dintr-o altă parte a țării. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm. În iulie anul trecut ați fost la un pas de moarte și le-ați povestit celor care vă urmăresc în online în momentul de cumpănă prin care ați trecut. După ce ați susținut un concert lângă Baia Mare, v-ați simțit foarte rău și cu greu ați ajuns până la aeroportul din Cluj. Vă citez. Din fericire m-am întâlnit acolo cu Mihai Mitoșeru și m-a ajutat să mă târăsc prin aeroport. A doua zi ați mers la camera de gardă a unui spital din capitală și în urma analizelor, medicul v-a informat că reprezentați o urgență de gradul 0. Vă citez din nou. Aveam un apendice perforat explodat. Practic tot abdomenul meu era un puroi. Am băut litri de antibiotice, am avut branule peste tot, sunt ciuruită.
După 11 zile ați fost externată, uimindu-i pe medici cu capacitatea organismului dumneavoastră de a se recupera. În schimb, dumneavoastră v-ați declarat norocoasă și recunoscătoare că i-ați întâlnit pe anestezistul Daniela Godoroja și pe chirurgul Octavian Arnautu. Urmează întrebarea. Este doctorul care v-a salvat viața eroul dumneavoastră? Pe partea medicală, cu siguranță. Culmea este că la noapte se împlinește anul. Noi filmăm astăzi, la prânz, în ziua de 17, nu știu în ce moment va apărea emisiunea asta la televizor, dar oamenii trebuie să știe că astăzi este ziua în care se împlinește anul de când n-am murit, așa că mi-am făcut rost de încă de o nouă zi de naștere și domnul Arnaut este cel care m-a ajutat să o am. Pentru că am mai avut niște probleme medicale între timp, la un moment dat mi-a spus, dacă vrei să mă ascult, și am zis, te ascult cum aș asculta-o pe mama. Orice mi-ai spune să fac, așa o să fac. Și el știe lucrul ăsta. Știe că i-am spus în momentul în care am părăsit spitalul, că dacă vreodată o să mai fac ceva, dacă o să mai am realizări, jumătate îi aparțin, că dacă vreodată o să-mi văd nepoții, e și datorită lui, și că nu știu ce aș putea să fac, nu știu ce m-ar lăsa Dumnezeu să fac pentru el, în așa fel încât să însemne măcar, nu știu, jumătate, sau să fie similar cu ce a făcut el pentru mine în ziua aia. Sunt convinsă că n-a fost o întâmplare faptul că l-am găsit pe dânsul la serviciu în acea zi. Nu știu cum era dacă mă întâlneam cu altcineva, știu că pentru că m-am întâlnit cu dânsul, eu azi trăiesc. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Aveați 24 de ani. Erați la un concert în Constanța când a murit tatăl dumneavoastră. Vă citesc, aveam contract și dacă nu mă duceam la cântare, trebuia să plătesc o sumă astronomică pentru mine la vremea respectivă. M-am dus cu Daria la cântare, ea avea vreo 10 luni, cântam într-un club, apoi am plecat spre Baia Mare ca să îmi înmormântez tatăl. V-ați pierdut tatăl la 7 ani de la decesul mamei. Apoi au murit bunica, bunicul și fratele mai mare. Anul trecut ați fost la un pas să vă pierdeți viața. Ați spus așa, am trecut pe lângă moarte, ne-am întâlnit, am dat mâna puțin și am zis că mai am un pic de treabă. Vreau să știu cât de mult v-au schimbat toate aceste întâlniri cu moartea. Urmează întrebarea roșie. Vă mai sperie moartea? Există un artist internațional care cântă un cântec ce se numește It Ain't Over Till It's Over. Nu e gata până nu e gata. În momentul ăsta sunt convinsă că atunci când e momentul tău să pleci, o să pleci, indiferent ce o să faci. Și atunci când nu e momentul tău să pleci, o să se întâmple să te întâlnești cu oameni precum domnul doctor Arnautu, care o să te ajute să treci peste hop. Sunt convinsă că dacă timpul meu ar fi fost gata, putea să, nu știu, să vină oricine și nu ar fi reușit să mă salveze. Nu mă sperie moartea. Dacă ar fi să plec azi, aș pleca absolut împăcată. Știu că tot ce aș fi putut să o învăț pe Daria, am învățat-o deja. Știu că se descurcă indiferent de situație. Am absolut încredere în mintea și în sufletul ei. Știu că n-am trăit degeaba, am lăsat niște lucruri în urmă și că unele din ele ar putea să-i ajute pe oamenii ce rămân să aibă o viață mai bună sau mai frumoasă. Așa că nu, n-am nicio problemă. N-am niciun fel de frică atunci când vine vorba de moarte. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Ați spus că întotdeauna spuneți lucruri pe nume și că nu ascundeți niciodată adevărul, chiar dacă lezați orgoliul cuiva. Poate acesta este și motivul pentru care uneori sunteți percepută ca o persoană incomodă, dură și rece, vă citez. M-am hotărât să nu mă las împinsă mai încolo sau călcată în picioare, să accept faptul că la diplomație sunt zero și că dacă am ceva de spus, o să-ți spun. Eu nu mă cert, nu ridic tonul, argumentez. Nu atac, însă pot să fiu dură în apărare. Eu nu-s vreo păpușică cu ciocul mic și nici nu o să fiu. Vreau să știu dacă ați făcut vreodată compromisuri. Urmează întrebarea roșie.
Vedeți viața doar în alb și negru? Nu. Deși obișnuiesc să port haine negre și să nu le accesorizez cu nimic colorat, mie culorile îmi plac foarte tare. Întotdeauna când aleg fire cu care lucrez, cu care fac lucru manual, sunt foarte colorate. În momentul în care îmi citeați întrebarea, aveam un răspuns care chiar plăcea, l-am pierdut. Nu mai știu ce vreau să zic. O să vă mai citesc o altă întrebare. Mai bine. Vedeți viața doar în alb și negru? Nu. O văd în toate felurile. Dar nu, serios, era ceva în partea mai consistentă. Ați făcut vreodată compromisuri? Aici era. În momentul în care am ajuns în Finlanda, am reușit să înțeleg că a face compromisuri nu e ceva rău. Însă e o chestie cu care noi am crescut, nu știu, cred că e o chestie legată de mentalitatea noastră de români, pentru că mi-am inteles că eram în școala de limbă și la un dat am spus, eu nu fac compromisuri, n-am făcut niciodată și nici nu o să fac. Și profesorul meu de limbă finlandeză s-a uitat la mine într-un, cum să zic, absolut surprins și mi-a spus, dar e absolut normal să faci compromisuri. Asta arată că ești un om inteligent și maleabil. Nu poate să fie tot timpul numai cum vrei tu, în alb și negru. Sunt nuanțe, compromisul nu e ceva rău. Și atunci am stat, nu știu, cred că m-am gândit zile întregi la chestia asta și mi-am dat seama că, într-adevăr, compromisul nu e ceva rău. I-am dat noi o conotație negativă a acestui cuvânt. Dar să faci compromisuri e, cum să spun, le facem în fiecare zi. Nu știu, faptul că eu aș fi preferat să nu ies din casa fiind cea mai caldă zi din luna iulie, dar am făcut-o de dragul dumitale și aș face-o din nou. Asta e un compromis pe care am vrut să-l fac. Deci compromisul nu are întotdeauna conotație negativă, dar ne-am învățat noi să folosim cuvântul ăsta, așa că, na, limba e o convenție și asta e convenția. Apropo de aceste compromisuri, o să vă întreb dacă v-ați putea încălca principiile și l-ați putea totuși ierta pe fratele dumneavoastră. Chestiunea despre care vorbeam noi doi în momentul ăla o cuprindea pe Daria. Era o situație ipotetică, dar o cuprindea pe Daria. Vă dau timp. Și m-am gândit că asta ar trebui să-l sensibilizeze, numai că probabil el, cunoscându-mă suficient de bine, știa că apăs pe pedala asta în care el trebuia să se lase sensibilizat de faptul că era cuprinsă Daria în discuție. Și probabil că de aceea a preferat să facă altfel decât mă așteptam eu să facă. Probabil că nu o să pot pleca până nu o să învăț să-l iert. Deci, într-o zi, o să se întâmple. Bine. Mulțumesc. Spuneți despre dumneavoastră că nu sunteți o persoană conflictuală și alegeți să acordați toată încrederea oamenilor cu care interacționați, urmând ca în timp să vedeți dacă respectul este reciproc și dacă aveți valori comune. Pentru dumneavoastră este important să spuneți întotdeauna ceea ce gândiți și considerați că loialitatea este cheia unei prietenii frumoase, așa cum aveți de peste 20 de ani cu Mirela Retegan sau Paula Selling. Vă citez. Într-o relație de prietenie sunt fidelă. Nu mint, nu păcălesc, nu mint prin omisiune sau încerc să nu o fac și cer asta înapoi. Urmează întrebarea. Câte persoane vă merită prietenia? Am mulți prieteni. Și mă refer la prieteni pe care pot să-i sun la orice oră din zi și din noapte să le cer ajutorul. Și sunt și fete și băieți. Nu, n-am doar prietene fete. Eu m-am împrietenit întotdeauna ușor cu băieți pentru că am crescut între băieți. Cred că sunt mai mulți decât degetele de la ambele mâini. Și aici mă refer și la frații mei, că lăsând la o parte faptul că suntem frați, noi ca oameni ne plăcem unii pe ceilalți și putem fi prieteni. Am o prietenă foarte apropiată din liceu, am prietenă foarte apropiată din trupa cu care cântam când eram în școala generală. Asta nu înseamnă că ne vedem zilnic sau că vorbim săptămânal la telefon, că nu locuim în același oraș, dar în momentul în care e ceva, suntem acolo una pentru cealaltă sau, mă rog, unii pentru ceilalți, oricând. De altfel, una dintre colegele mele de trupă din școala generală a fost medicul care la
urmărit pe fratele meu câte vreme era bolnav, care s-a ocupat de el și care m-a sunat în dimineața aia să-mi spună: iubita mea, îmi pare rău că trebuie să spun, am o veste proastă. Și faptul că a venit de la ea, totuși, parcă a făcut să fie un pic mai ușor de dus. Fratele meu cel mic, de exemplu, e un om care în momentul în care a aflat că sunt în spital aici anul trecut și că, mă rog, nu e foarte roz, m-a sunat și mi-a spus: dacă ai nevoie de ceva, orice, știu că e scump acolo, orice, te rog să-mi dai un telefon. Asta pentru mine înseamnă ceva. Nu e ca și cum ne dau bani afară din casă pe toți, sau nu știu cum să zic. Vorbeam cu colegul cu care am venit încoace despre asta și îmi zicea: dacă ați fost un om care nu avea banii aia să facă plata aia în ziua aia, ce făceați? Și am zis: chetă. Îmi sunam prietenii și făceam chetă. Asta făceam. Și dacă nici ei n-ar fi avut, unul dintre ei până la urmă ar fi găsit o variantă. Sunt absolut convinsă. Și eu pentru ei la fel oricând. Mi-ați spus că aveți prieteni. Mă merită toți prietenia? Cei care au rămas aproape de mine, da. Bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Ați fost timp de 12 ani vegetariană și ați avut chiar și în perioada sarcinii un regim alimentar din care proteinele de origine animală erau excluse. Peste ani, mai în mai serios, ați mărturisit că poate chiar regimul dumneavoastră alimentar a influențat temperamentul fiicei dumneavoastră. Vă citez: mă gândesc câteodată dacă nu ar fi crescut Daria altfel, dacă ar fi crescut cu carne. Ea nu e bătăioasă, ea lasă de la ea, e blândă și bună. În 2008 ați reintrodus carnea în meniul dumneavoastră. Unul dintre motive a fost căderea excesivă a părului cauzată de lipsa vitaminei B din organism. Dacă în privința alimentației v-ați schimbat preferințele de-a lungul timpului, după ce v-ați aprins prima țigară în liceu, ați devenit o fumătoare convinsă. Ați mărturisit că pe lista dumneavoastră de plăceri vinovate se mai regăsește și cafeaua cu lapte și zahăr. Urmează întrebarea: la ce nu puteți renunța? Viața m-a învățat că pot să renunț la absolut orice și la absolut oricine. Nu pot să renunț la mine. Și viața m-a învățat că e foarte frumos că m-am mândrit ani de zile cu faptul că sunt o persoană loială, însă prima loialitate mi-o datorez mie, pe urmă celorlalți. Așa că am învățat că pot să renunț la absolut orice, la absolut oricine, în momentul în care viața mi-o cere, drept care nu mai beau cafea cu zahăr, de exemplu. Am renunțat la țigări pentru o destul de lungă perioadă de timp. Pe urmă m-am reîmprietenit, dar cu tutunul ăsta modern, nu cu ăla clasic. Nu e nimic din ce aș putea să zic: uite, la asta n-aș putea să renunț niciodată. Singurele gânduri care merg în extremă, în extremă, sunt cele legate de Daria. Pentru Daria aș putea să fac orice, nu știu, orice. N-aș face niciodată bungee jumping, dar dacă viața iar depinde de asta, aș face-o. Nu știu să not, dar dacă viața iar depinde de asta, aș sări în ocean. Nu știu, orice, când e vorba de ea. În rest, nu știu. Deci probabil că, uite, la Daria n-aș putea să renunț niciodată. În rest, la orice, la oricine. Mulțumesc. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Adaptarea la viața din Finlanda, țară a cărei cetățenie ați obținut-o, nu a fost grea. Ați spus că acolo nu există birocrația de care ne lovim în România, sistemul de sănătate este unul bine pus la punct, iar politicienii sunt doar niște angajați ai statului și nu niște vedete. Însă sistemul de învățământ finlandez a fost cel care a cântărit cel mai mult în decizia de a vă stabili acolo când fiica dumneavoastră era în clasa a 5-a. Vă citez: logic era să o duc la cel mai bun sistem de învățământ din lume. Acolo se studiază mult mai puțin, dar se învață mult mai mult. Fiica dumneavoastră v-a spus că este fericită și pentru că, departe de țară și de lumina reflectoarelor, sunteți doar mama ei și nu vedeta. De altfel, fericirea pare a fi cuvântul cheie. Anul acesta, Finlanda a ocupat pentru al 6-lea an consecutiv prima poziție într-un top al celor mai fericite țări, în vreme ce România este pe locul 27 din 137. Urmează întrebarea: sunteți fericită? Dar fericirea, noi cred că ar trebui să ne facem singuri. Nu cred că ar trebui să depindă de nimeni și de nimic altcineva. Cred că e o alegere personală.
să fii fericit. Și așa că eu învăț să fiu fericită în fiecare zi. Pe de altă parte, cum să spun, am zis de atâtea ori că cu binele te obișnuiești repede și că m-am adaptat în Finlanda și că am simțit că am fost adoptată și că mi-am găsit locul acolo și îmi place fiecare colț de stradă. Dar vorba unui prieten foarte apropiat. Nu știu cum să spun, ești aici, azi. E ceva undeva în mine care mă face să mă întorc tot timpul și care nu mă lasă să nu văd România pe o perioadă mai lungă decât cea în care am avut restricții și n-am putut să mă apropii de țară. Altfel, am spus întotdeauna că atunci când Dumnezeu te lasă să te naști într-un loc, e din cauza că ai o treabă de făcut în locul ăla. La fel, am spus pe urmă, că în momentul în care Dumnezeu îngăduie să te poți, uite, acomoda și trăi într-o țară în altă parte, e din cauza că ai ceva de făcut acolo și trebuie să fii acolo pentru o perioadă de timp. Dacă Dumnezeu îngăduie ca eu să mă pot întoarce în România, de câte ori am simt că am nevoie și de câte ori am treabă... M-ar plăcea să mă mutați în România înapoi? Eu nu consider că sunt în altă parte, adică nu știu cum să zic. E ca și cum aș lucra într-un alt cartier, un pic mai îndepărtat. Nu sunt fix în București. Sunt la 2-3 ore de mers. Cu avionul e adevărat, da. Vă mai întreb o dată. Sunteți fericită? Sunt fericită. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, la noi. A fost o emisiune de suflet pentru mine. Cei care ne urmăresc văd acum pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări. Ne-au mai rămas la dispoziție 9 minute. Dacă sunt chestiuni ce v-ar fi plăcut să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt elemente din biografia dumneavoastră ce mi-au scăpat sau dacă sunt pur și simplu lucruri pe care vreți să le mărturisiți, acum este momentul nostru de dialog și mai apoi va urma evaluarea mea. Că în momentul ăsta nu prea îmi vine în minte, sincer, nimic. Poate m-aș fi oprit mai mult asupra cărților despre care am vorbit la un moment dat, cărților pe care le-am scris, deși sunt atât de pompos. Asta am făcut. Pentru că nu e beletristică, mi-e greu să spun că am scris cărți. Sunt niște jurnale mai degrabă. Sunt un fel de jurnale. Sunt ceea ce aveam noi când eram în liceu și numeam oracol. Sunt o culegere de întrebări. E un interviu cu mai mult de 40 de întrebări. Sunt aproape 300 de întrebări. Tot ce mi-a trecut mie prin minte într-o noapte de revelion. Am început să scriu și am terminat, nu știu, pe 3, pe 4 ianuarie sau așa ceva. Și mi-am dorit să îi dea ocazia celui care va răspunde la întrebări sau celei care va răspunde la întrebări să-și povestească viața așa cum numai tu poți o faci. Întotdeauna când unul dintre noi pleacă, se vor găsi vecini, rude, care o să spună, mama ta era așa. Prietena cea mai bună o să zică, vai, mama ta era... Și fiecare o să-ți povestească o parte a vieții mamei tale sau, mă rog, omului pe care l-ai pierdut, din punctul lui de vedere și din perspectiva lui. Dar povestea noastră adevărată, așa cum e ea, numai noi putem să o spunem. Și atunci mi-am dorit să îi ajut pe cei care vor să facă lucrul ăsta sau care o să consideră la un moment dat că ar face bine să-și lase povestea pentru urmașii lor. Am hotărât să-i ajut prin setul ăsta de întrebări. Eu sunt foarte mândră de ce a ieșit. Cartea pentru mame, Mama, povestește-mi despre tine, cred că a ajuns, nu știu, undeva la 30.000 de exemplare în momentul ăsta, s-a vândut. Tata, povestește despre tine, are viața mai scurtă, am lansat-o de-abia anul trecut și are, nu știu, se apropie, bănuiesc, de 10.000 de exemplare vândute. Bărbații de obicei își povestesc viața mai greu sau, mă rog, până la capitolul legat de armată, până acolo e ceva mai greu de vorbit, când e vorba de armată sunt mai deschiși. Cel puțin asta m-a învățat pe mine experiența, faptul că am locuit în casă cu frați și cu tată. Sunt mândră de cărțile astea două și dacă ar fi fost să fi făcut doar atât și aș fi fost mulțumită. Mulțumesc, Narcisa Suciu. O să încep evaluarea așa cum am reacționat atunci când m-am văzut astăzi prima dată. Aveți niște ochi superbi. Sunt Mulțumesc. Unii dintre cei mai frumoși ochi albaștri pe care eu i-am văzut. Mulțumesc. Ați fost și m-a onorat foarte mult să vă simt foarte sinceră. Am abordat teme importante și au fost întrebări care cu siguranță au
produs ceva emoție în sufletul dumneavoastră și am simțit atât de multă sinceritate și curaj în modul în care v-ați asumat să ne povestiți acele segmente din viața dumneavoastră. Sunteți o femeie cu un chip angelic, așa, la nivel general, o femeie care inspiră multă puritate, dar cu un filon extraordinar de puternic, o femeie chiar dură, aș putea de a spune. Mi-am notat aici pe hârtie, pe durata interviului, o mână forte, o femeie încăpățânată și cred că toate aceste calități vă dau puterea să fiți așa cum sunteți și ne bucurați de atât de mult timp, unică. Narcisa Suciu, mulțumesc frumos pentru prezența aici la 40 de întrebări din această seară. O onoare și o emoție teribilă. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Dragii telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!